Bun găsit tuturor! Astăzi, sâmbătă, 12 martie, la un eveniment deosebit, un eveniment special pentru instituția noastră. După cum știți, astăzi lansăm aici în sala Ars Nova romanul, are titlul sau este considerat un roman, această lucrare, această carte intitulată Bahadino, copilul păcii. O lucrare mai actuală ca oricând, scrisă de invitatul nostru special, domnul dr. Salah Mahamid. Îi mulțumim, așa cum știm noi, îl primim cu toată căldura noastră. Este medic de familie, palestinian de origine și a făcut studiile, a urmat facultatea de medicină în Italia. Locuiește în Italia, la Veneția, dar este foarte activ, este conectat la viața culturală din Italia, motiv pentru care face parte și din Asociația Medicilor Scriitori din Italia. A pus și bazele unei edituri, se numește Azzaituni, care înseamnă măslinul. Iată o altă conotație pentru pace. Domnul doctor a venit cu pacea în suflet, în inimă și ne bucurăm că a ales să își lanseze această carte, această lucrare, Bahadino, copilul păcii, la Pitești. Cui îi datorăm noi acest eveniment editorial de suflet pentru noi, pentru familia noastră, din care cu toții faceți și facem parte? Prietenului, colaboratorului nostru, fratelui nostru, Ahmed Jaber, îl știți foarte bine, jurnalistul nostru de origine palestiniană, dar cetățean român. Ahmed, îți mulțumim că ai venit cu această bucurie, cu acest cadou cultural. Iată, în luna mărțișorului, tu vii cu încă un mărțișor, un mărțișor de suflet. Ne-l prezinți, ne faci cunoștință cu un om de cultură cu totul special, așa cum este autorul acestui volum, dar mai ales l-ai adus ca invitat special pe distinsul profesor universitar dr. George Grigore, este șeful secției, vă mulțumim, șeful secției de limba și literatura arabă din cadrul Universității București și cel care a scris prefața lucrării Bahadino, copilul păcii. Vă mulțumim din suflet, domnule profesor, și ne dorim să reveniți alături de noi ori de câte ori veți simți acest lucru și vă va fi dor de Pitești și de pitești. Vedeți în această sâmbătă în ce număr au venit aici să vă vadă și să vă asculte. De asemenea, ni s-a alăturat și ne onorează cu prezența excelența sa, domnul dr. Wael Batrichi, este adjunctul ambasadorului Palestinei cu titlul de ministru consilier al ambasadei statului Palestina la București. Ahlen wa sahlen and thank you so much, Your Excellency, for being with us. Tocmai s-a întors, a stat 5 zile la granița cu Ucraina, unde îmi spunea domnul viceambasador că nu au mai decât 3.000 sau peste 3.000 de palestinieni, majoritatea studenți în Ucraina, și, bineînțeles, ambasada este responsabilă să-i ajute, să-i aducă în siguranță în România și de aici fiecare să meargă în zonele unde locuiesc, pentru că dumnealor nu stau doar în teritoriile ocupate, locuiesc și în alte țări unde își duc traiul, Siria și așa mai departe, Iordania. Îi mulțumim și dumnealui foarte frumos. Și înainte de a trece la prezentarea romanului, trebuie să vă spun că traducerea nu va fi asigurată de Ahmed Jaber. El a ales-o pe prietena și colaboratoarea noastră, profesoara Laura Gabriela Nisescu, să asigure traducerea din italiană, pentru că autorul nu va vorbi în limba arabă, ci va vorbi în italiană, pentru că știe că suntem limbi erudite, limbi latine, cu toții putem înțelege și așa simte că mesajul va ajunge mai bine către sufletele dumneavoastră și ale noastre. Mulțumim tuturor! Ahmed, ai cuvântul. Aș adăuga ceva la ce a spus doamna Carmen, reprezentarea Laurei. Laure nu doar este traducător, este sufletul proiectelor noastre culturale în parteneriat de 12 ani și sper să ajungă la 30 de ani, dacă îmi dați Dumnezeu sănătate și îmi dau vie viața, va rămâne, este și va rămâne mereu sufletul proiectelor noastre, mai ales are un zâmbet peteștan deosebit pe care reprezintă sufletele dumneavoastră. Acum v-am spus salam aleikum, bacha voa, cum ați învățat de la noi, sper că nu vă deranjeam cu acest salut, în casă salutul lui Moise, salutul lui Isus, salutul lui Muhammed, salutul lui David, Solomon,
Noie și tot mesajul profetului Dumnezeu n-au venit cu mesaj de pace, să ne iubim, pentru că arta sau cultura păcii, numai oameni deștept cu suflet care pot să pună aplicăm, care are nevoie de efort ca să poată să fie pusă în mișcare. Dar arta războiului, vede dumneavoastră ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Irak, în Siria, în Palestina de 80 de ani aproape, măcelul uman care mor oameni, în Irak au murit 1.300.000 de oameni datorită lacomia unei puteri de lume, pe care nu ține de cultura bacii, ci de cultura războiului. De ce? Pentru că foarte simplu, că marele blocator de arme și muniție, unde curge sânge, ei câștigă bani. Unde e dezbinare și prostie, ei ne manipulează și profită de noi. Noi venim cu un proiect pe care esența lui este cultura pacii. Astăzi am venit noi cu ocazie zilei culturii palestiniene, care este ziua de naștere al simbolul poeziei palestiniene revoluționale, Mahmoud Darwish, este născut el în data de 13 martie. Ca urmare, liderii palestinieni au ales, după dispariția lui, el este egal cu Eminescu al României, țara mea adoptivă a dumneavoastră. A ales liderii palestinieni ca ziua lui să fie sau să devină ziua culturii palestiniene. Ca urmare, noi am ales această ziua. Nu e întâmplător, pentru un singur fapt, că războaie care bate câmbii în lumea care trăim, în loc de să lupte oameni pentru pace și liniște și stabilitatea noastră, noi venim cu încărcătura prin această carte, Bahaeddinul Cubilul Păcii, care are un mesaj foarte, foarte important. Dacă au citit, sper că o veți citi și o răsfăi, pentru copiii dumneavoastră, pentru tinerii care avem în orașul și în județul Bețești și în România și în lumea întreagă, un palestinian care a suferit de cubelăria lui, a fost pierdută, visurile lui a fost distruse, casa lui a fost furată, și au fost mort, bărinți, colegi de la școală, cum a fost cazul Ucraina, dar se vorbește acum de la Palestina, nu vorbește nimeni decât foarte puțin. Dar el a venit cu un curaj deosebit să vă spună că numai pace, care construită cu curaj, poate construi o lume mai bună. Asta e mesajul acestei cărți. Ca urmare, noi am ales această carte să fie tradusă în limba română, să vină în mâinile dumneavoastră, merită de a fi introdusă în școli, pentru că cultura pacei trebuie să fie cultura tinerilor, cultura noastră, pentru că să avem pace în familie, în cartier, în case, în oraș, în țară și în continent, de ce nu, și în lumea întreagă, pentru că în sociologie spune o familie sănătoasă înseamnă o societate sănătoasă. Dacă avem o pace și cultura pacei să avem, să credem în ea, să punem în aplicare, cu curaj, cum a venit domnul Salah cu acest mesaj de pace, în pofida suferinței sale, credeți-mă, vom avea lumină, cum a spus Iisus Hristos, pacea să fie asupra Lui. Dacă îți dă fratele tău o palmă pe brazul drept, dă-i lui stâng. Nu înseamnă act de lașitate, este un act de curaj, de a ierta, de a iubi pe celălalt, de a obliga moral să te respecte și să te ajute, pentru că este un ajutor reciproc. Pur și simplu, și am să închei, Dumnezeu ne-a dat două mâini. În cazul meu, eu am mâna mea pierdută. Nu pot să văd decât 10% din ea, mâna stângă. Pot să mă descurc cu o singură mână. Dar întrebarea, de ce Dumnezeu ne-a dat două mâini? Ca să înțelegi noi oameni, indiferent că suntem români, americani, chinezi, ruși, ucranieni, indiferent de unde suntem, avem nevoie unul de altul. Că mâna una ajută pe alta. Asta e mesajul Dumnezeu. Vă rog să știți că oricine vrea să aibă pace în familie, trebuie să dăruiască celorlalți din jurul lui, trebuie să depună eforturi masive pentru a implementa pace. Dar vreau să facă război, cel mai simplu, să înjura părinții, să dea balmă cuiva sau să facă rău cuiva. Dar să construiască ceva e greu. Pentru asta
suntem onorați și să fim în fața dumneavoastră cu acest act de curaj și mulțumim domnul Salah, care a venit cu acest act de curaj din această carte, care este un mesaj de pace în bufida suferință. În acel nou, în ultimul rând, spunem în numele dumneavoastră, avem alături pe domnul vice-ambasador, domnul doctor Batrihi, Walal Batrihi, care a venit, chiar este foarte obosit de doar săptămâni, este în frontiera cu Ucraina, pentru o comunitate palestiniană de acolo, și a insistat să vin pentru respectul dumneavoastră, respectul față de orașul dumneavoastră, față de autoritatea din acest oraș, acest județ, că știți dumneavoastră că acest oraș este înfrățit cu un oraș palestinian. Și îi spunem bun venit domnul Wael al-Batrihi, în aceeași timp, spunem domnul doctor Gheorghe, care a scris cuvânt înainte la această carte, care știe foarte mult de aceasta. Acum am să rog pe domnul doctor Gheorghe să ne spună exact despre această carte, care știe mai bine decât mine. Vă mulțumesc. Domnul George. Da, mulțumesc. Bună ziua, în primul rând, și bine v-am regăsit, că am mai fost acum 2 sau 3 ani la Pitești. Atunci vorbeam despre marele poet Mahmud Darwish, pe care l-a menționat și domnul Jaber acum câteva minute. Poetul național al Palestinei, care s-a născut pe data de 13 martie 1941, iar după plecarea sa din această lume, autoritățile palestiniene au declarat această zi de 13 martie Ziua Culturii Palestiniene. Ca atare, lansarea acestei cărți a domnului Salah nu este întâmplătoare, această zi nu a fost aleasă întâmplător, este chiar de Ziua Culturii Palestiniene. Referitor la Mahmud Darwish, care se remarcă prin sute de poeme emoționante în care descrie frumusețea pe de-o parte, dar și nenorocirile Palestinei pe de altă parte, valorificând o întreagă simbolistică culturală pe care o moștenește poporul palestinian. Aș vrea să spun referitor la opera sa, vom trece imediat la opera domnului Salah, doar atât. De o mare sensibilitate în fața frumosului, Mahmud Darwish spune că pentru a-ți exprima dragostea față de Palestina, este de ajuns să descrii migdalii în floare, sub razele primăverii și nimic mai mult. Acest tip de metonimie domină întreaga sa operă, cristalizând în jurul ei cele mai înalte idealuri. Pe această linie de a descrie o parte din Palestina, vizând totul, se înscrie și opera domnului Salah, așa cum o să vedem imediat. Ne întoarcem acum la Bahadino, sau Bahadin în arabă, înseamnă strălucirea credinței, Bahadino, copilul păcii. Am luat din mărturisirile domnului Salah modul în care a fost scrisă această carte, pentru că mi se pare extrem de interesant, și anume a fost scrisă în timpul unei călătorii cu trenul, când peste imaginile concrete, ce se perindă ca într-un carusel, zburdă imaginația autorului. Astfel, povestirea se structurează în 2 planuri, unul real și celălalt ireal, de bază, planuri care se întrepătrund și definesc osmotic un univers aparent al unui copil. Aici vreau să mă opresc o clipă, și anume, fiecare capitol al cărții pare un tablou, un tablou pictat în culori extrem de vii, iar prin această mișcare, prin această dinamică, nu, a mersului trenului, aceste imagini se suprapun prin viață, exact ca într-un desen animat.
Este o carte cu totul și cu totul deosebită ca realizare. Spuneam că este universul aparent al unui copil, aparent deoarece autorul țintește către oamenii mari, cei care iau hotărâri, pe care îi întoarce astfel în copilărie pentru un nou început. Unul mai bun, desigur. Simplitatea limbajului micuțului Bahadino, expresia unor sentimente profunde, izvorită din inimă, limbaj nepervertit de convențiile sociale, naturalețea replicilor sale, în fond constatări pline de înțelepciune, cu care acestea îl înfruntă și îl dezarmează pe cel mai temut om din ținut, mirările sale în fața situațiilor noi pe care le întâlnește și curiozitatea cu care încearcă să le pătrundă noima, conturează un personaj cu o bogată lume lăuntrică, reflectată în interacțiunea sa cu tot ce îl înconjoară, plasându-l alături de alți eroi ai copilăriei, precum micul prinț, cu care seamănă într-un cândva, prin călătoria sa în univers și prin mirările care îi se trezesc atunci când se întâlnește cu diverse fapte ale oamenilor. Și de asemenea, într-o primă parte, care este de o candoare cu totul ieșită din comun, cu Alice în Țara Minunilor. Așadar, rând pe rând, Bahadino descoperă prietenia sinceră și dragostea neprihănită oferită de Majda, diafana fetiță cu fluturi, ce se joacă într-o grădină cu flori, o imagine a raiului, a raiului pierdut, a raiului de la începuturi, fără atașament, dar și respingerea, bunătatea, dar și răutatea și lăcomia, nedreptatea întâlnită la tot pasul. Văzută prin ochii unui copil, lumea pare a fi o șaradă, ale cărei fire Bahadino se străduiește să le descâlcească, punând ori de câte ori are prilejul întrebări simple, directe, izvorâte dintr-un bun simț ce și-are obârșia într-o lume a valorilor ancestrale, din ce în ce mai marginalizate în lumea noastră actuală, mai împinse în desuietudine în epoca actuală. Ca și eroii din Bazme, aici realul se întâlnește cu Bazmul, așa cum spuneam, pleacă într-o călătorie inițiatică la capătul lumii, la sugestia, nici mai mult, nici mai puțin, decât a covorului zburător, covorul zburător al lui Alaudin, cel pe care îl cunoaștem din O mie și una de nopți, care este deopotrivă sfernic și mijloc de transport, precum calul din Bazmele Românești, care este atât prietenul cât și sfătuitorul flăcăului care pleacă în aventuri la capătul lumii. Amintind de călătoria plasată între real și oniric, între real și vis, a profetului Mohammed pe burac la ceruri, profetul Mohammed face o călătorie la ceruri unde discută cu profeții care au trăit înaintea lui. Același drum îl va face și Bahadino, care se întâlnește la rândul său cu comunitățile întemeiate pe învățăturile acestora, de la Moise, de la Abraham, la Moise, la Iisus, însă deformate de evoluția lor instituționalizată, aducând astfel în actualitate, aluziv, tradițiile celor trei monoteisme cristalizate în ținutul său natal. Toate trei religiile monoteiste, iudaismul, creștinismul și respectiv islamul, se nasc în zona respectivă. Ca atare și scriitorul va valorifica la maximum toate aceste moșteniri, acest filon cu totul și cu totul ieșit din comun. Cu totul neașteptată este întâlnirea în sferele înalte, nu cu o mare entitate spirituală. S-a așteptat să întâlnească cu Dumnezeu în cel de-al șaptelea cer, însă, surpriză, se întâlnește cu un robot, Mickey, limitat în toate privințele,
De fapt, este o sugestie profundă a desacralizării lumii, a pierderii legăturii cu Dumnezeu, ba chiar și a dezumanizării, pentru că nu este nici măcar un om acolo, ci un simplu robot. Dezumanizării lumii, așadar, care de altfel, nemai fiind păstrătoarea tainelor divine, nu mai este vegheată de îngerii celești, ci de un banal consiliu de securitate, apropo la perioada în care trăim, banalul consiliu de securitate cu toate metehnele lui omenești. La finalul peregrinărilor sale, Bahadino realizează că răspunsurile mult căutate nu vin din afară, ci ele se află gravate în esența spirituală, adânc ascunsă în firea fiecărui om. Așadar, nu se întoarce la ai săi cu o soluție de-a gata, care să pună capăt neînțelegerii, urii mistuitoare, războaielor nimicitoare, ci cu un îndemn ca fiecare să-și întoarcă privirea către sine, către esențialul vieții, pentru a avea un trai tihnit sub zodia păcii. Aceasta mi-aduce aminte de un scriitor, un scriitor de limbă persană din Evul Mediu, Attar, care în limbajul păsărilor povestește exact acest lucru, cum păsările se hotărăsc să plece într-o călătorie inițiatică la capătul lumii pentru a-L descoperi pe Dumnezeu și după o călătorie lungă, lungă de ani și ani de zile, ajung pe cel mai înalt munte din Persia. Între timp, ele muriseră cu zecile, rămân doar 30. Și acolo își dau seama că Dumnezeu nu este în afară, ci este chiar în sufletul lor și că toată acea călătorie nu merita a fi făcută, călătoria în spațiu, trebuia călătoria către interior. La această concluzie ajunge și micuțul Bahadino, care spune, citez acum din carte, îndepărtați gândurile rele, dați frâu liber simțămintelor, mirosiți florile, bucurați-vă de minunea răsăritului. Parcă ar fi Jaber când ne vorbește. Oameni buni, stăpâniți-vă pornirile gâlcevitoare, adeveriți că sunteți în stare să zburați sub cerul senin, fără nori și fără margini, să cântați ca păsările măestre, să valsați ca peștișorii, să înfloriți în fiește anotimp cu florile. Dați ascultare surâsului unei prune, plânsului său, căci prunci ați fost și prunci veți rămâne. Uitați gândurile nimicitoare, dați ascultare mai bine inimilor voastre doritoare de viață. Acesta este citat din carte ca atare. Aș vrea să, înainte să închei, spun și două cuvinte despre traducerea în limba română făcută de poeta Marilena Lica Mașala, care cred că este originară din această zonă, nu? Da, da. Știm că e în Franța. Este colaboratoarea Centrului Cultural Vitești o perioadă de timp. Este o traducere într-o limbă română de sărbătoare, pot să spun. O limbă română cu totul deosebită, unde se împletesc arhaisme cu neologisme, dar într-un echilibru perfect. Pe de o parte folosește limbajul din bazmele românești, cu toate arhaismele pe care le știm cu toții din copilărie, iar pe de altă parte, acolo unde este cazul, cum este povestea lui Mickey Robotul, introduce un limbaj de actualitate. Este un balet extraordinar între două niveluri de limbă care i-a reușit din plin. Așadar, cartea beneficiază, pe lângă conținutul cu totul ieșit din comun, conținut care îi se datorează domnului Salah, și de o traducere pe măsură.
Atât am avut de spus. Vă mulțumim, domnul doctor. Mulțumesc pentru aprecieri. O lectură care este de un doctor care e specialist și în traducere și specialist și în limba arabă și chiar în dialectele limbii arabe, nu doar în limba arabă. Și mulțumesc încă o dată în numele dumneavoastră și dar acum rog ca să ne spună câteva cuvinte domnul doctor Wael și vreau să rog pe domnul doctor Grigore să ține traducerea în limba arabă. Nu. Vă rog. Traducerea o faci? Vă rugăm frumos noi, ca să știe colegii mei din sală că aveți o traducere perfectă, știți limba arabă mai bine decât mine și vă mulțumesc. Ahlan wa sahlan, doctor Wael. نحن من نطلب من سعادتك انك تحكي لنا كم كلمه شو معنات هذا اليوم بالنسبه لك كيوم الثقافه بمناسبه يوم الثقافه الفلسطينيه وانك تكون مشارك في الطفل الذي جلب السلام للروائي صلاح محاميد واحنا وشو معنى وجودك معنا باعتبار انك تحت رعايتكم هذا الحفل ترجم لي تفضل بدك ترجم ترجم دكتور غريغوري لا ترجم ترجم لا لو سمحت ترجيتك انت بداية أنا سعيد جدا بوجودي بهذه المدينة الجميلة. Încă de la început vreau să îmi exprim bucuria de a mă afla aici în acest oraș frumos. وباسم سفارة دولة فلسطين. Și în numele ambasadei statului Palestina. وباسم زميلي سعادة السفير عصام مصالح numele colegului meu ambasadorul palestinian la București. الشكر والعرفان لهذه المحافظة ولهذه المدينة الجميلة. Vreau să prezint mulțumirile, să-mi exprim mulțumirile mele față de acest oraș, față de acest județ. وخاصة تربطنا علاقات وطيدة على مستوى المحافظة والمدينة. Pentru că ne leagă legături trainice, extrem de trainice cu acest oraș, cu acest județ. لدينا توأمة مع هذه المدينة ولدينا آلاف الخريجين الذين تخرجوا من هذه المدينة. Avem mii de absolvenți care au plecat din acest oraș. دائما نركز على هذه المدينة. Întotdeauna ne concentrăm asupra acestui oraș. لأنها قريبة جدا على قلوبنا. شعبها الطيب. Pentru că este un oraș care e apropiat inimilor noastre, un oraș cu oameni foarte buni, oameni de treabă. وشعبها الذواق للثقافات الأخرى. Iar oamenii de aici gustă într-adevăr alte culturi. Au un apetit pentru alte culturi. وفي نفس الوقت انا حابب احيي بابن وطننا واخونا الدكتور صلاح محاميد. De asemenea îl salut pe fiul patriei noastre, doctorul Salah Mahamin. هو في الحقيقه هو كاتب معروف. Dumnealui, într-adevăr, este un scriitor cunoscut. وله احترامه وقدره ودوره المهم في تفعيل وتنشيط الثقافة الفلسطينية ونشرها في العالم الخارجي. Se bucură de tot respectul, de toată stima pentru rolul pe care îl are, rolul pe care îl joacă în răspândirea culturii palestiniene în lume, în difuzarea culturii palestiniene în lume. وأيضا بشكر الأخ أحمد جابر. De asemenea, îi mulțumesc fratelui Ahmad Jaber, care este o personalitate din domeniul jurnalismului extrem de cunoscut. وأتمنى له الصحة والعافية بأن يستمر في هذا النشاط. Îi doresc multă sănătate și putere ca să continue această activitate. والشكر الجزيل
لعناية البروفيسور القدير الذي نكن له كل الاحترام. De asemenea, mă mulțumesc profesorului. والذي لعب دورا كبيرا في نشر اللغة العربية وليس فقط الثقافة الفلسطينية في رومانيا. Este greu să vorbesc, să traduc despre mine. Pentru rolul pe care l-am avut în răspândirea, în difuzarea culturii arabe și nu numai arabe, palestiniene în România. Domnul doctor Gregore, normal că e greu să vorbească despre el însuși, dar noi vorbim, o să vorbim altă dată despre dânsul, am o întâlnire doar despre domnul doctor Gregore, promit, dar ce a spus domnul ambasador, a spus că mulțumim domnului profesor care a jucat un rol foarte important în răspândirea și cunoașterea limbii arabe, nu doar limbii arabe, și al culturii palestiniene. Shukran. يعني في الحقيقة احنا كشعب فلسطيني ما زلنا نعيش تحت الاحتلال. Noi, ca popor palestinian, trăim încă sub ocupație, așa cum știe toată lumea. Iar cauza palestiniană a traversat până acum mai multe etape. Nu vreau să politizez această serată culturală. ولكن من أهم أسلحتنا النضالية من أجل الحرية والاستقلال. Dar dintre cele mai importante arme ale noastre pentru libertate, pentru obținerea libertății și a independenței, هي نضالنا الثقافي. Este lupta noastră în domeniul cultural. والحفاظ على الهوية الفلسطينية și păstrarea identității palestiniene وحتى ثقافتنا وهويتنا ما زال الاحتلال يريد أن يسرقها منا كما سرق الأرض وقتل البشر والشجر. Identitatea noastră, cultura noastră este vizată de către ocupant de a fi furată, așa cum ne-au furat pământul, nu? وبهذه المناسبة بالأمس تم تبني قرار في اليونسكو باعتماد التطريز الفلسطيني للثوب الفلسطيني. Ieri s-a luat o decizie, s-a adoptat o hotărâre la UNESCO ca costumele palestiniene, nu vine acum cuvântul, broderiile, exact. Broderia palestiniană să facă parte din patrimoniul cultural al lumii. فمن أهم العوامل النضالية التي نتبناها هي تمسكنا بثقافتنا وبهويتنا ونشرها إلى العالم الخارجي. Așadar, dintre mijloacele pe care le avem la dispoziție, fac parte acestea, în primul rând, să ținem strâns de identitatea noastră, de cultura noastră, pe care s-o ducem. Sătafa falastinia, fi jauhărăhă, hie mebnia ala l-hub, ala t-tesamuh, ala t-aiuș bine șur. Cultura palestiniană, în esența sa, se edifică, este construită pe dragoste și respectul reciproc între popoare. Bianana nu'min bianna al-thakafă hie gisir. Noi suntem convinși că această cultura în general este un pod, o punte de legătură între popoare, o posibilitate de a face legături. وهذا من إيماننا أن الثقافة هي أحد مكونات
المبادئ السامية. De aici convingerea noastră că această cultură, tot evit cacofonia, această cultură face parte din principiile celeste. ونعمل نحن سperăm نعمل بشكل جدي جدا على أن تصل الثقافة الفلسطينية إلى كافة الشعوب وإلى الأجيال القادمة. Cultura palestiniană să ajungă la toate popoarele cu precădere la generațiile care vor veni. لأننا نؤمن أننا نعيش في عالم مليء بالتكنولوجيا. Pentru că vedem cu toții că trăim într-o lume plină de tehnologie. فيجب أيضا أن نمزج الثقافة بالتطور التكنولوجي والاقتصادي. Trebuie să amestecăm, să amestecăm și cultura în acest progres tehnologic. وما يقوم وما قام به الأخ صلاح محميد في هذه القصة الرائعة. Ceea ce a făcut domnul Salah în această poveste, cu totul și cu totul de excepție. تمسك الشعب الفلسطيني pune exact în evidență بالسلام والحب والتآخي للوصول إلى الهدف المرمو. Pune exact în evidență această pot să-i spun încrâncenare a poporului palestinian de a pune în evidență cultura. Ana la uridu an util li a'ti haqq. Nu vreau să Salah să vorbesc mai mult, să lungesc cum vorbim, ci vreau să-i dau dreptul prietenului Salah, pentru că ziua de astăzi este, de fapt, ziua dumnealui. Ok, șucră. Permiteți-mi că eu astăzi am făcut această întâlnire să fie interactivă, fiind sâmbătă și ziua de naștere ale dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați rupt o bucățică să veniți la această întâlnire. Am vrut să fie o interactivă, tocmai acum rog pe domnul Wael să oferă prima carte din această ediție a Copilul Păcii, domnului dr. Grigore, din partea ambasadei, din partea noastră, în numele ambasadei. Ana Bărgiu, bin Saadet Safir. وائل البطريخي أدى أول كتاب من هذا الكتاب اللي احنا طبعناه للسيد الدكتور جريوري عشان تكون رسميا باسمنا جميعا للدكتور. أول كتاب من كبير الضغط أنت تقدم لي لو سمحت. شكرا العفو أنا لا أشكرك. لا لا ناتشي أشتيم بروك أروغام كنشاشتيم لأخ سعد السفير تقدم وحدة لممثلة البلدية كريستيانا مونتانو. كريستيانا مونتانو باروغ كونسوليارا دونولي بريمار دي كومينيكاري. Asta a doua carte, pentru că oficialitatea din partea palestinei și din partea România. Avem o reprezentantă a studenților de la Limbara. Unde? E aici, cheamă Șmeia. Ok, mă. Maria Bobe. Da. A treia carte. Aș vrea să spun două cuvinte. Mulțumesc foarte mult pentru această carte. În numele, bineînțeles, în numele comunității noastre și al primarului Cristian Genta, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Ascultam ce spuneți și, într-adevăr, ferestrele culturale de aici, de la Pitești, sunt o rută foarte interesantă pentru călătoria aia spre interior, despre care vorbeați adineauri. Cred că nu trebuie să plecăm foarte departe în spațiu pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe noi. Mulțumesc, Carmen Dumitrache, și echipei de la Centrul Cultural. Aș vrea să spun că, domnul viceambasador, vă mulțumesc că ați venit din nou la Pitești și știu că veți veni pentru că urmează o invitație pentru dumneavoastră. Din nou aș spune că nu știu dacă este o armă neapărat cultura dumneavoastră, cred că este celălalt obraz pe care l-ați întors atât de frumos primului, să zicem, gest urât făcut celor care într-adevăr au luat civilizației poporului dumneavoastră pământul, iar cultura este într-adevăr
fabuloasă, fabuloasă și dumneavoastră veți rămâne. بتقول لك ما يبي فارو بتقول لك إنه أول إحنا من حييك ومن راح فيكم في مدينتنا في باسم رئيس البلدية جنتا كويس بنفس الوقت نقول لك إنه إحنا أنت بتقول إنه الثقافة الفلسطينية هي سلاح إحنا بنقول لا هي الخد الآخر اللي بيمده الفلسطيني بأدب للعالم مثل ما قدمه سيدنا المسيح بالزمن هذا. Și niciodată nu va pieri, tocmai din acest motiv, pentru că este celălalt obraz întins, iar noi, alături de dumneavoastră, suntem aici pe un pământ la fel de minunat, da, cu o tradiție și o religie la fel de excepțională. Deci vă mulțumim pentru prezență. Salutăm, iată, prezența autorului. Ne bucurăm foarte mult că ați venit la Pitești de Ziua Culturii Naționale. Salutăm prezența profesorului Grigore. Și vreau să vă, cu această ocazie, aș vrea așa în avanpremieră să vă invit. În măsura în care veți putea, în luna aprilie, este sărbătoarea orașului nostru, între 15 și 17 aprilie, v-aș face o invitație să cunoașteți partea culturală care ține de simbolul orașului nostru, Simfonia Lalelelor, لكي تتعرفوا على الجانب الثقافي من بلدنا. أكولو سيقولك بإنفيتام. يعني سيمفونية شقائق النعمان بسموها. Anul acesta va fi mai mult decât o expoziție de flori. Ne dorim să fie o manifestare științifică și totodată multe activități culturale își vor găsi în pavilionul expozițional locul. بتقول لك إنه هاي السنة اللي هيكون مختلف عن السنوات الماضية مش اللي هيكون بس للورد اللي هيكون عبارة عن عروض ثقافية عروض علمية. في إطار المعرض اللي احنا حاطينه ومنظمينه في المدينة تاعتنا ونتشرف تكون معنا. Deci vă invităm cu mare plăcere, atât deocamdată, aștept cu mare interes să-l ascultăm și pe autor, desigur salut și prezența editorului aici, a domnului Păunescu, care a venit, Păinaru, scuzați-mă, care a venit special de la Deva. Vă felicităm încă o dată și abia aștept să ascultăm și să citim cartea dumneavoastră. Felicitări! Mulțumim pentru prietenia solidă pe care ne-o arătați. Foarte. Avem a treia carte care vrem să oferim o studentă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine care este din la dumneavoastră de aici în sală, se numește Maria Pop. Popa. Bobe. Da, ca să primească a treia carte din partea noastră. Vă rog. طالبة في قسم اللغة العربية. خاصة طالبة في قسم اللغة العربية. Astăzi, eu n-am să vorbesc foarte mult, nu că eu vă iubesc mult, cred că sentimentele mele vin așa, din suflet vin spre dumneavoastră fiecare câte o bucățică. Acum, am pe un coleg o surpriză în sală, că de fapt, care editorul acestei cărți din orașul Deva, editura Accent și ziarul Accent din orașul Deva, care este fostul coleg de-al meu de Facultatea Jurnalistă și Științele Comunicare. Eu am avut 4-5 de colegi, dintre ei este dinsul care am rămas fiecare prieten de familie, ne cunoaștem, ne ajutăm reciproc și el a venit din Deva, chiar cu protocolul pentru dumneavoastră, care a rămas în mașină, și cu cartea am rog pe el să vină să vorbească câteva cuvinte despre prietenia romano-palestiniană și prietenia dinsă cu mine și cu cartea asta. Știți cum e, pentru ziariști e foarte ușor să pună întrebări și e foarte greu să argumenteze multe lucruri. Sigur, în acest protocol al zilei, în acest moment deosebit de emoționant, nu era în program ca să vă vorbesc câteva lucruri. Dar o să încerc să-mi adun gândurile, o să fiu foarte scurt. Eu vin din Țara Moților, sunt de profesie jurnalist, ne leagă o prietenie de o viață cu Jaber, colegi de facultate, am păstrat în toată această perioadă o prietenie bazată pe sentimente, pe reciprocitate, pe respect, pe promovarea valorilor, ceea ce a făcut ca astăzi, după ani de zile, din 1991, când am terminat facultatea, să fim aceiași buni prieteni,
a făcut ca astăzi să fiu aici în fața dumneavoastră, mărturisesc cu multe emoții și aș vrea să vă spun că nu mi-a fost ușor ca să realizez această carte, pentru că am ținut în mod special să realizez un material sau o copie practic a traducerii la niște standarde, eu zic, de excepție. Sigur, aș vrea pe dumneavoastră să vă las ca să vedeți exact aceste, mă rog, lucruri frumoase pe care le-am făcut. Mă bucur tare mult că aici în Pitești funcționează un centru de cultură, un centru de creație, un centru de prietenie între România și lumea arabă. Lucru de altfel excepțional care face ca valorile celor două țări și valorile dintre, am putea spune, lumea arabă și lumea creștină să fie duse pe cote înalte, să lege prietenii, să lege acele sentimente umane în care să ne facă mai buni, să ne facă mai valoros, să ne facă mult mai pragmatici pentru a ne face o viață mai bună. Sunt onorat de prezența autorului aici în fața dumneavoastră, sunt onorat de prezența în număr mare a dumneavoastră, sunt onorat de prezența personalului diplomatic în persoana domnului, domnului viceambasador. Am fost primit cu foarte multă căldură de către, plecând de la domnișoara consilieră sau doamna consilieră primarului, doamna directoare a centrului. Vă mărturisesc că mă aflu în fața unor oameni absolut excepționali. Vă dăruiesc toată prietenia, toată deschiderea mea. Vă doresc din suflet să fiți fericiți, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. Este un început important în această colaborare între editura Accent Media, care este o editură foarte puternică și un trust media pe zona Ardealului. Sunt de altfel și membru fondator al Clubului de Presă Român-Arab și vă promit aici că împreună cu această echipă minunată, împreună cu noi toți, de aici vom face lucruri minunate. Vă doresc din suflet să fiți fericiți, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne întâlnim cât mai des în acest oraș minunat, chiar dacă eu n-am fost invitat la zilele orașului, o să fiu a fost o glumă, o să fiu prezent aici pentru că de Pitești mă leagă multe lucruri frumoase, dincolo de drumurile care sunt între Deva și București, am mulți prieteni, oameni de mare omenie și de mare valoare, pe care respect și prețuiesc și sunt mereu în inima mea. Din suflet închei spunându-vă multă sănătate, vă prețuiesc, vă iubesc și vă doresc toate cele bune. Să rămână! Mulțumesc domnul Cornel Boianaru, pe care el, în spirit de glumă, a vorbit așa, dar ești invitat mereu aici la Pitești. Biteștenii iau un suflet mare aici. De când te-au văzut, te-au înghițit în suflet și mai vrem multe activități din partea ta și propuneri pentru noi teme care noi știm să facem împreună. Ca să se paseze mingea în terenul așa lui Dejaver, aștept provocări. Bine ai venit oricum în orașul Pitești, în Centrul Cultural Pitești. Ești membru fondator al Clubului Romano-Arab de Cultură și Presă, colegul meu, dar aș dori acum să trec la subiect. Subiectul nostru astăzi este domnul doctor Salah. Ceea ce ne-am zis eu, am lăsat acum să vă spun dumneavoastră, domnul doctor Salah este un palestinian care a emigrat în Italia, unde a studiat medicină, acum este a obținut cetățenia italiană, cetățean italian, de origine palestiniană. Domnul doctor Salah a studiat medicină, cum a spus doamna Carmen de la început, dar ceea ce nu știți, domnul doctor Salah a învățat prin medicina generală, a învățat pe psihiatrie și psihologie, care este un om și filosof, este și pictor, romancier și poet și, cum a spus doamna Carmen, este membru Asociația Medicilor Scritori din Italia, are foarte, foarte multe cărți scrise, dintre care o carte cu curaj se numește Islamul și Occidentul. A vorbit și a scris o carte cu curaj, Cauza palestiniană în conștiința europeană.
pe care el vorbește în limbajul europenilor, pe baza că suntem vecini, ca Palestina, Orient și Europa, suntem vecini sortiți prin așezarea noastră geografică. Atunci trebuie să schimbăm totul, și comercial, și sentimental, și chiar avem multe căsătorii mixte de-a lungul timpului, care ne-a făcut să avem și legături de sânge. Popor român, cu popor palestinian, suntem frat de sânge, din Ardal, până în Oltenia. Ceea ce nu știe, vă rog să citit, și chiar eu am declarat de mai multe ori că sunt basaraban palestinian. Pentru că Basarabia a fost ruptă în anul 40 de România, iar Palestina a fost ruptă de lumea arabă în 7 ani mai târziu, în 47. Și în 48 a fost instalat alții în țara noastră, am devenit fără identitate. Ceea ce a spus domnul doctor Weil, ceea ce a fost menționat în sata carta, noi avem dreptul la autodeterminare menționată legea internațională, dar noi mergem nu pe baza mușchii, ci pe baza inteligență. Avem noi rezistență culturală, prin gândurile noastre înșirate pe hârtie, cum este copilul Baci, vrem să știți cum a spus doamna Cristina Montanu, să vedem o prazul, să știți că și eu mă doară, nu cei din Ucraina. Ucraina, toate mijloacele, în formare de lume vorbește de ei, dar de noi 80 de ani morim ca pe capete. Copiii mor în fața noastră, casele distruse în fața noastră, nu vorbește nimeni, dar vine un domn doctor Salah, scrie așa cu actul curat, să vă spună că cultura noastră este cultura păcii, care este legată de pacea dumneavoastră. Cultura noastră este liniște, care este legată de liniștea dumneavoastră. Cultura noastră, stabilitate, este legată de dumneavoastră. Și legea internațională spune de bună vecinitate. Dacă mă arde casa în Palestina și în Orientul Mijlociu, dumneavoastră vă săriți de ajutor ca să stingeți focul, să nu ajungă la dumneavoastră. Vă iubesc și vă stimez și am venit cu o surpriză în timp ce vine domnul Salah Bedroum, a primit un mesaj care am vrut să nu mai traduc eu, decât foarte, foarte puțin. Am chemat sufletul proiectelor noastre, doamna Laura, să vă citească mesajul primit de domnul Salah Bedroum ca una dintre tablourile sale unde au fost prezentate. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. După cum puteți vedea, este proiectat tabloul acolo și mesajul sună în felul următor. O să-l traduc direct din limba italiană pentru că nu am avut timp să-l traduc în scris și în limba română. Opera Ciclul de Mahamid Salah, aleasă pentru a fi expusă la Von Zeidler Art Gallery din Berlin, este un splendid exemplu a unei noi expresii artistice în care autorul a fondat ciclul vital care reglează omul și cosmosul la unison. Sensibilitatea lui Mahamid pornește în maniera aproape inconștientă, propagând energia pe care dânsul o percepe din univers și emană celor care fructifică prin opera sa, prin pictura sa, și care apare ca un țipăt de denunță spre absurditatea genului uman, privind semnalele pe care natura îi le oferă. O operă destul de incitantă, dar cu un mare impact vizual și emotiv, un parc scenic în care elementele din natură dialoghează între ele pentru a ne invita către reflexie. Mulțumesc mult! Ana Hachet Abdișuai, doar să explic domnul ambasador, بالطريق وجاي الأخ صلاح وصلت رسالة بتقول إنه أحد اللوحات اللي رسمه تم اختيارها في برلين مشان معرض في برلين نظرا لأنها بتحتوي على كثير من الحساسية
والأحاسيس كويس يعني من كثر أهميتها هم يعرضوها في معرض برلين. هذا باختصار هتحكي لك، فأنا حبيت تكون هاي مفاجأة للكل. متسومس لاوري أسفة زود تابلور كار يستعقلو كاس أشتيت كار ريزيستنسا كولتورالة يستي مولت ما يمبورتان دكيت دكيت ريزيستنسا برين مشكي أنيمالي ما نكونو بالدار سنتي موامن أفينو في صفلوسيم سفلتول نيكيليبرو كوراتيونا كاس أبوتيم سبرافياسوي أفين نفوي هنا دالتول سكورت شي لا سوبيكت. أكما am să rog pe Laura să ne țină bot de translator de limba italiană în limba română. Dar înainte de a începe, aveți un concetățean de origine italiană în sală. Am să rog pe Dinso să ne vină să ne spună câteva cuvinte și cum se simte Dinso în timp ce vede un palestinian cetățean italian cu origine palestiniană vorbește aici despre cultura sa în România. Vă rog. Parlo italiano. Io sono venuto la prima volta qui in Romania. Am venit prima dată aici în România în 98. Ho trovato una popolazione molto bella. Am întâlnit o popolazione destisa, foarte frumoasă, foarte latina destisa. Ca noi, latina ca come noi italiani. E mi sono trovato bene, ho lavorato qui. M-am simțit foarte bine, am muncit aici. E niente, siete un popolo splendido. Sunteți un popor splendid. E sono ritornato perché mi piace la Romania. Și mi piace tutto il mondo perché noi siamo non siamo rumeni, non siamo italiani, ma siamo del mondo. Îmi place România pentru că quindi dobbiamo condividere tutti la bellezza di questo pianeta, indipendentemente che siamo italiani, che siamo rumeni, che siamo palestinesi, che siamo afghani, russi, italiani, americani. Putem să ne bucurăm de frumusețea acestei planete independent de ce, din ce nație facem parte. Con questo concludo, vi ringrazio tutti. Buona serata. Trăgând această concluzie, vă mulțumesc tuturor și o seară frumoasă. Eu am vrut această atenție ca un cetățean al orașul, am concertat al dumneavoastră, al desorașul dumneavoastră, de origine italiană și vine un palestinian de origine, de un italian de origine palestiniană, cum gândește fiecare și cum prezintă fiecare cultura lui. Ca să vedeți, cultura păcii e greu de implementat dacă nu suntem uniți împotriva un război și un rău care ne conjoară în lumea asta. Acum am să rog pe doctor Salah și după mai am o surpriză în sala după doctor Salah. Doctor Salah, vreau să-l întreb dinso. Când a obținut cetățenia română, italiană, ce a simțit? A fost foarte emoționat, a fost depășit de emoții. Cioè, avere questa testimonianza da un italiano, io diciamo sono anche fiero di essere italiano. Este mândru de a fi italian. E volevo parlare in lingua araba e poi ho preferito parlare in lingua italiana perché il mio amico qua è molto pigro. Voiam să vorbesc inițial în limba arabă, dar apoi am preferat în limba italiană pentru că prietenul meu de aici este lui accetta anche scherzi. Foarte glumeț. Are 100 de ani de când glumește. Io vi ringrazio tutti per la presenza, ringrazio Romania. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, îi mulțumesc popolo, Romaniei, cultura, ca popor, cultura. E amministrazione. Questo bellissimo paese dove diciamo si trova il posto per far crescere. Această țară frumoasă în care se găsește locul pentru a face să crească. Seme culturale. Semințe culturale. Terra fertile, cum diceva l'amico oggi. Este un pământ fertil, cum spunea colega mea. Ringrazio club romeno arabo con l'amico fratello Ahmed Jaber per aver organizzato. Fratelui Ahmed Jaber pentru că a organizat. Soprattutto Marilena Lica che non c'è con noi, prima praticamente traduttrice
de questa favola, și di questo primei racconto. Traducătoare a acestei cărți, care acum este cu noi. Profesor Grigore, che ha fatto una splendida prefazione. Domnului profesor, care a făcut o prezentare superbă. Poi sua alteza, il nostro vice ambasciatore, che è venuto qua. Apoi alteței sale, domnul vice ambasador. Era un ragazzo lei che l'interprete. Și mulțumește mie pentru că interpretez. Dunque, la storia di questo libro. Povestea acestei cărți. Dovrei ringraziare la pittrice, quella che ha disegnato questa favola, che si chiama Paola Palmano. Ar trebui să-i mulțumesc pictoriței care a desenat aceste desene din carte. Perché senza di lei non poteva nascere questo libro, è stato scritto nell'89. Pentru că fără ea nu ar fi putut să se nască această carte, a fost scrisă în 89. Poi io, diciamo, il rito di pubblicare un mio scritto solo quando matura. M-am hotărât să o public atunci când se maturează. Paola, nel 97 mi chiedeva di fare un testo su qualche quadro. Și Paola în 96-97 îmi spunea să fac un text pentru o pictură de ei. E allora io ho cominciato, però ho detto c'è, avevo, diciamo, questa favola che aveam deja această poveste. Ed è, l'aveva detto, si è innamorata e ea, voglio dire che... În care a citit-o, s-a îndrăgostit. Volevo dire che ha lavorato quasi per 8 mesi finché ha compiuto queste desene. Și a lucrat aproape 8 luni până când a conceput aceste desene. Ringrazio la scrittrice Milena Milane, che è mia amica, defunta. Îi mulțumesc prietenei mele care este defunctă. Perché io, diciamo, sono molto attento ai scomparsi che ai vivi. Scomparsi... Io sono foarte attento cu cei care au plecat și cu cei vii. Scomparsi ci guardano, ci vedono, ci vogliono, ci gestiscono. Cei care au plecat din această lume ne observă, ne văd. Invece i vivi sono materiali davanti, possono arrabbiarsi, în timp cei care sunt cei în viață pot să se enerveze. Per cui con Milena io la ringrazio per aver fatto la prima, diciamo, edizione di questo libro nel 97, fondando prietenei mele pentru că a făcut prima ediție. Prima ediție în 97. Sì, si era innamorata, diceva questo messaggio di pace di io voglio difenderlo. Acest mesaj de pace pe care doresc să-l difuzez. Sì, di seguito anche l'ho inviato al Sommo Pontefice. La Boitila, al Papa. Ah, e a fost dus și transmis și către Papa Ioan Paul al II-lea. Boitila, prezidentul de la Republica Italiană. Care era reprezentantul Republicii Italiene. E che, appunto, mi hanno mandato delle comunicazioni per le quali, soprattutto quella della Papa Boitila, sembra che l'abbia letto, mi ha ringraziato per i sentimenti suggeriti. Și din partea căruia, din partea Papei Ioan Paul al II-lea, a primit o scrisoare prin care îi se mulțumea. Allora, il succo di questo libro, ecco che volevo un punto sottolineare quello che diceva l'ambasciatore, che poi ha replicato che la cultura per noi palestinesi come un'arma, oppure noi dobbiamo diffondere la nostra cultura. Această carte ar putea fi, a vorbit că mult o să încerc să extrag ideile, această carte ar putea fi considerată ca și come una arma, ca și o armă pentru a putea apărea cultura. No, eu vorrei anotare că la cultura. Eu aș vrea să notez că cultura e il nostro impegno, maledizione e benedizione fin dalla nascita, fin dagli albori. Implicarea noastră de la naștere și يعني ثقافه مهنتنا ومنحتنا التاريخيه من ابد الابدين. تفضل ترجم في اللغه الرومانيه. ثقافه مهنتنا ومنحتنا التاريخيه الابديه. Cultura este profesia noastră și punerea noastră la încercare în același timp. يعني النعمه والنقمه. Este atât o binefacere cât și o nenorocire. يعني مرغمين عليها ليس لانه نحن بدنا نثقف او بدنا نثقف حدا
Ok. Adică nu vrem să... Eu n-am să... înțeles. El, siamo obbligate. El a vrut să exprime din suflet în limba de aia. Perché questa è la nostra esenza. El a zis că nu vrem să obligăm pe cineva să știe cultura noastră, să îmbunim cultura, dar vrem să transmitem sentimentele în brina acestei culturi. E la nostra visione questa, la nostra, il nostro sentimento, la nostra... Il modo di nostro essere sulla este terra. Este viziunea noastră, sunt sentimentele noastre, este esența noastră, ființa noastră. E, abbiamo, siamo nati su quella terra. Suntem născuți pe acest pământ. Ereditiamo concetti, sentimenti da secole e secole. Și reținem concepte, sentimente de secole și secole. E ce l'abbiamo dentro. Și le avem înăuntru. E non possiamo fare diversamente. Și nu putem să facem în mod diferit. Se c'è qualcuno ci obbliga a fare, diciamo, arsenale militare, non so, nucleare, altre cose, non... Dacă cineva ne obligă să facem un arsenal nuclear, militar... La nostra mente non vuole capire, cioè... Mintea noastră nu dorește să înțeleagă aceasta. Noi diamo versete del Vangelo, del Corano... Noi dăm versete din Evanghelie, din Coran. De stare bine, de vivere insieme. Să stăm bine, să ne fie bine, să trăim împreună. Ma con gli altri, soprattutto col cosmo, col cosmo. Dar cu altele și mai ales cu cosmosul. Cu l'atmosfera. Cu atmosfera. Allora io mi sono accorto anche per quanto riguarda questo quadro che sarà. Eu mi-am dat seama, inclusiv în ceea ce privește acest tablou, că il problema dell'uomo che non ha contatto con l'atmosfera attorno, con lo spazio, este con il cosmo. Este problema omului că nu are contact cu atmosfera, cu cosmosul. E nu, i suoi sentimenti sono, diciamo, artefatte con pensieri, con ideologie, con și sentimentele sale sunt amestecate cu gândurile, cu convinzione che siamo obbligati, cu convingeri că suntem obligați a elaborare, a seguire, ca să muncim pentru a asigura. E allora quando c'è un rapporto sano fra l'uomo, il suo, la sua mente, il suo cervello con il cosmo, può sentire le vibrazioni del cosmo. Și atunci când este un raport sănătos între om, ființa sa și cosmos, poate să simtă vibrațiile cosmosului. Si parlo con questa terminologia perché c'è un ricercatore. Vorbesc cu această terminologie pentru că există un om care caută, del cosmo, un cercetător dell'arte che ha scoperto nelle mie poesie, nelle mie quadre. O artă a cosmosului care a descoperit în poeziile mele, în opera mea și în tablourile mele. Che c'è appunto la percezione delle vibrazioni degli elementi del cosmo dove percepția elementelor cosmosului su di noi e che le vibrațiilor cosmosului către noi e che la mancanza di armonia și dell'uomo con le circostanze lipsa armoniei omului cu mediul înconjurător lo fa vivere come un schiavo sulla terra îl face să trăiască ca un sclav pe pământ. Per cui ecco, questa non è che noi un nostro diciamo un sforzo mentale oppure dobbiamo acquistarlo come arma o come un mezzo per siamo così fatti punto e basta. Pur și simplu suntem făcuți așa. E che il resto del mondo che vada a farsi fottere, ecco. Și restul lumii să-și vadă de treaba lor. Noi non possiamo parlare di fabbricare armi nucleari, non perché non siamo capaci. Noi nu vrem să vorbim despre vogliamo, fabricarea armelor nucleare, nu pentru că nu am fi capabili. Possiamo dire che guarda, voi potete stare insieme parlando fra di voi lingua. Putem spune că voi puteți sta împreună. Imparare termini giusti, biblici, coranici. Să învățați termeni corecți, biblici, e trovare modi di esenza di star bene. Să găsiți moduri și exemple de a vă simți bine împreună. Ecco, dovrei anche ricordare oggi anche la il giorno culturale palestinese. Ar trebui să îmi amintesc asta și de ziua culturală. La nașterea de Mahmoud Darwish. Nașterea scriitorului Mahmoud Darwish. Ed era mio, diciamo, poeta ispiratore. Care este poetul meu inspirator.
che io, diciamo, mi sono cresciuto sulle sue poesie fin da piccolo, le sue poesie. Io am crescut cu poeziile sale de când eram mic. Tanto è vero. Este adevărat, la fel adesso de adevărat. Adesso io devo, cu acolo, in occasione, abbiamo il nostro ambasciatore. Ca să profit de această ocazie, că tot l-avem pe domnul ambasador. C'è qualcuno che... tutto documentato. E cineva care este foarte documentat. Io la notte, quando moriva Mahmoud Darwish, ero sposato, appena sposato. Eu, noaptea în care murea scritorul, abia eram căsătorit. Ci sono testimoni. Și am mărturii. Mi svegliavo, dicevo, la moglie che ero sposato. Guarda che ho sognato Mahmoud Darwish stanotte. L-am visat în acea noapte. E Samih al-Qasim, altro poeta. Și un alt poet. Samih al-Qasim. Sì, Samih al-Qasim. E che siamo andati in giro per fare pubblicità di poesie. Că am visat că am mers în, prin împrejurimii pentru a face publicitate poeziei. Io ho incontrato personalmente Samih al-Qasim, un grande poeta, ho parlato assieme. Am întâlnit personal pe domnul poet Samih al-Qasim. Samih al-Qasim. Però Mahmoud Darwish era, diciamo, il sommo poeta palestinese. Non ho potuto incontrare. Dar pe domnul Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish n-am putut să-l întâlnesc personal. Lui sapeva de me. El știa de mine. Ma non c'è stato nessun momento di incontro. Dar nu a fost niciun moment de întâlnire fizică. In quel sogno mi ricordo che diciamo Samih al-Qasim è andato via e poi ho continuato queste manifestazioni culturali a Tel Aviv, siamo andati. În acel vis mi-amintesc că am dappertutto plecat a pubblicare poesia, parla di poesie. Și am plecat mai departe pentru a per pubblicare, pentru a publica poeziile. Quel pomeriggio leggo sul giornale o leggo sul mass media addio Mahmoud Darwish. Și spre surprinderea mea am citit în ziar addio Mahmoud Darwish. Ed io quella volta sono stato molto commosso perché non sapevo insomma cosa fare. In acel moment am fost foarte derutat, foarte emoționat pentru că nu știam ce să fac. È nato un poemetto, l'ho scritto quella volta, dal titolo Darwishiyat. S-a născut un poem. Un poem se numește Darwishiyat, adică de după numele de Darwish. Pe arabă, ia, ona. Allora lui sa, el știe. Darwish Iyad è un poema che ho scritto che parla di Mahmoud Darwish. Este un poem pe care l-am scris și vorbește despre Mahmoud Darwish. Ecco, nella sua memoria vorremmo appunto poter. Este în memoria sa și putem sviluppare il discorso per portare anche la voce di Mahmoud Darwish tramite Darwish Iyad pentru a duce mai departe vocea lui Mahmoud Darwish. E spero che in questa terra fertile, Romania. Și sper ca în acest pământ fertil, România. Perché quel signore ha detto questa cosa. Doamna de acolo, doamna Cristina a spus acest lucru. Che faremo il prossimo incontro. Că vom face următoarea întâlnire. E vi ringrazio. Și vă mulțumesc. În contextul actual al războiului care ne conjoară, el are o ceva care vreau să i-a trimis lui doamna Laura ca să vă spună dumneavoastră în limba română. O să citesc că este un fragment din carte care, pe care dânsul a făcut legătura între acest fragment din carte și ceea ce trăim noi la ora actuală. În timp ce Bahadino zbura cu covorul fermecat, acum încep să citesc. Stop, porunciră polițiștii. Bahadino se opri. Unde zbori? Ce număr ai? Îl interogară pe Bahadino. Sunt Bahadino. Am plecat să caut daruri pentru poporul meu, care suferă și este nefericit. Nu am nevoie de un număr. Ai pașaport și permis? Pentru a survora alte teritorii? Altfel nu poți trece hotarul. Te arestăm. Nu am nevoie de permis pentru a zbura. Cerul este al nostru, al tuturor. Nimeni nu are dreptul să-l împartă. Nu mă puteți aresta. Se apără voinicul și-și văzut de drum. Calul zburător îl purtă hăt departe, iar Bahadino căzând într-un somn adânc.
Atât. Asta era partea pe care dânsul a vrut să sublinieze similitudinile între a traversa cerul în libertate și ceea ce se întâmplă acum. În bima mea, în limba arab, adică în limba arabă, ca să spunem domnul ambasador, adică cultura nu are nevoie, thaqafa la tahtaj ila jawaz safar, ولا تحتاج إلى فيزا ولا تحتاج إلى إذن دخول من أحد. السماء هي حرة لكل البشر لانتقال الأفكار والمشاعر وإلى آخره. طبعا هاي الفكرة اللي حكاها بتخسر لك يا مشان أديك أستشرتيفيك أشاسبوس دومنو دكتور صلاح برينا شتا مساج تريميز دكاتر دونواز ومتسومسك أتبلاكوش أتبلاوداد certifică un singur fapt că dintre logica umană că cultura nu are nevoie de pașaport, nici de permis de intrare de la nimeni, viza sau așa, circulă liber, cerul este liber pentru a circula sentimentele și gândurile noastre pentru a ajunge unul la altul, pentru a crea și a construi pace, liniște și bucurie noastre prin iubire. Asta e mesajul care a fost transmis și așa am înțeles, pentru că cu toții, dacă vrem să construim o lume mai bună, să construim, vrem să înțelegem, să învățăm cultura băcii. Nu vreau să, decât acum vreau să provoc pe doctor Salah încă o întrebare. În pofida suferința dumneavoastră de peste 70 de ani, e anche se lei aveți sofferto più di 70 anni. Ați pierdut visurile dumneavoastră. Aveți perso i vostri sogni. Stabilitatea dumneavoastră. La vostra stabilità. Identitatea dumneavoastră. La vostra identità. Ați văzut din copilărie distrugeri, crime în țara dumneavoastră natura. Aveți visto in infanzia come distruggersi. Întrebarea acum, cum ați reușit? Come avete riuscito? Să transmiteți mesajul pacei prin această carte. Di trasmettere il messaggio della pace tramite questo libro. Io non è che ho tentato di vincere o di comunicare, è vero? Io ho fatto e basta. Să încerc să învâng, să înving prin a comunica. Sì, io appartengo a una famiglia. Da, aparțin unei familii. Siamo di 12 fratelle che abbiamo vissuto da piccole mangiando olive, sunt din 12 frați. Mio padre era, diciamo, 2 mesi in prigione, altri 2. Tatăl meu era 2 luni în închisoare, alte 2 luni. Però c'era affetto, insomma, c'era. No? Dar era afecțiune, sentimentul. Studiava da piccolo, leggevo tanto. Am studiat de mic, citeam foarte mult. Scuola e poi ho lavoravo da scuola superiore del sabato domenica. Apoi în timpul liceului lucram sâmbătă și duminica. E mi ricordavo che venivano anche militari a casa nostra per arrestare mio fratello di notte, fonda e anni 70. Mi amintesc cum venea fratele meu pe timpul nopții să stea acasă. Però dopo abbiamo fatto politica, abbiamo fatto poesie. Dar apoi am făcut politică, poezie. Dovevo andare a studiare in Uniunea Sovietica come borsista. Trebuia să merg să studiez Uniunea Sovietică, come? Cosa? Come borsista, borsa di studio. Ca borsier. Ma lì sembra che avevo scoperto la perestroica prima di Gorbaciov io quella volta. Dar lì avevi scoperto cosa? Gli anni 80. Eravamo in anni 90. Il capo partito da noi, comunista. Capul partidului comunista de la noi. Mi ha detto che vai in Uniunea Sovietica a studiare. Mi ha spus tu te in Uniunea Sovietica să studiezi ca și bursier. Io non ho detto non voglio perché. Io ho spus nu vreau că pare o regiune. Sembra che poi ho scoperto la perestroica prima. Se pare că prima di Gorbaciov. Am descoperit înainte de Gorbaciov. Sono stato poi a Fondazione Gorbaciov nel 90 in Uniunea Sovietică a vizitare. Am fost în anii 90 să vizitez Uniunea Sovietică.
vizitare, ho conosciuto artisti, ho conosciuto politici, ho conosciuto... Ho conosciuto artisti, politicieni. E mi hanno detto di lavorare, tu no, io voglio fare la cultura. Mi hanno spus să muncesc și am spus no, no, io vreau ho să fac cultura. Ho mantenuto un rapporto solo culturale. Con... Am menținut decât un raport cultural. Tuttora facciamo cultura, perché cioè non è... Che io devo fare, io esprimo spontaneamente le mie cose. Io mi esprimo in modo spontaneo lucrurile mele, gândurile mele. Forse la sua, ecco, vuole sapere, c'è una forza, forse nostra, palestinese, che viviamo su quella terra, abbiamo ereditato... Dorei să știi, probabil că este o forță a noastră a palestinienilor. Comandamente de profeta Mohammed, duc de Iubinidica, de muzea anche. Poruncile lui Mohammed, ale lui Isus, ale lui... Questo ci fa da motore. Da motore per noi, per vivere io adesso. Acestea anche... sunt ca un motor pentru noi, pentru a trăi. Ecco, colgo l'occasione per anche raccontare un episodio con... Profit de această ocazie pentru a... Ecco, cosiddetti nemici israeliani. Eram între prietenii mei israelieni. Sì, cosiddette. Lucruri spuse. Perché 85, ecco... În 85... C'è stato scontro con il loro intelligence, eccetera, per quello che faccio, libri, eccetera, o la mia presenza come palestinese nel mondo. Eram cumva contrar intelligenței lor cu ceea ce fac. Cioè, lì ho fatto capire che... Și am făcut să înțeleagă că... Che lui ha paura di vivere. Că el, de fapt, lui este, de fapt, frică să trăiască. Lui, il suo stato, hanno paura di vivere, hanno paura. El, ca și stat, este lui, ca și stat, este frică să trăiască. Sto parlando dell'intelligence, servizii segrete, cioè della polizia. Vorbesc despre serviciile secrete ale poliției. Io stavo facendo il medico in ospedale a Tel Aviv. Și eu eram ca medic într-un spital din Tel Aviv. Mi acuzavano că eu voglio uccidere israeliani o ebrei. No, și mă acuzau că vreau să-i ucid pe israelieni. Perché ho fatto capire che questo è un delirio tuo, cioè è paura di morire. Și i-am făcut să înțeleagă că e un forse delir. Forse ai sbagliato qualcosa perché deve essere perseguitato. Că le-e frică să moară, că probabil că au greșit cu ceva privind securitatea. Și ai sbagliato. Terrai questa paura per l'eternità. Dacă ai greșit, vei scoate afară întotdeauna această frică pentru eternitate. E vei toți i vostri politici, Sharon, Bennett, se cheamă adesso. Și vei vedea toți politicienii voștri. Continuerete a avere questa paura per sempre, cioè, cosa devo care fare? Care vor scoate întotdeauna la suprafață această frică. Per cui l'oppressione ripercuote al, sempre al suo autore. De aceea repercursiunile sunt mereu asupra autorului lor. E allora più facile, più sano fare pace. E mult mai ușor și mult mai sănătos să facem pace. Queste sono istinti forse nati con noi, non è che lo dico per primo io. Perché... Poate că acestea sunt niște instincte născute în noi, nu e că spun eu primul care le spune. Scienziati, antropologi... Antropologi, cei care sunt licențiați, psicologi. Parlano di antropologia. Vorbesc despre antropologie. Io con i nostri, diciamo, nonni vechi, gente... Noi cu bunicii noștri, cu străbunii noștri. Sono semplici, gente normale, semplici, che amano, che offrono il pane agli altri, agli uccelli, offrono il pane al cane, al gatto. Suntem oameni simpli care oferă o bucată de pâine celuilalt, păsărelelor, unui câine. Vivono con la natura. Trăiesc cu natura. Ecco, noi, questa è la nostra caratteristica. Aceasta este caracteristica noastră. Adesso io mi ricordo il nome di un poeta palestinese. Acum îmi vine în minte un poet palestinian. Che ha intitolato un suo volume di poezie. Care a intitulat un volum al său de poezie. Non mi conoscerà nessuno fuorché l'olivo. Nu mă va recunoaște nimeni în afară de măslin. Cioè noi parliamo con la natura, c'è un contatto con la natura. Noi vorbim, suntem mereu în contact cu natura. Con il timul zatar, cu timul hobeze, zatar, acub,
Viviamo con le piante, ora... Trăim cu plantele. Con l'atmosfera, con gli uccelli, con i torrenti, con l'atmosfera, con passeri, con le nuvole, della, che è un paese particolare, quello, un paese ha una... Con nori, este vorba de o țară particolare. I mari, per esempio, abbiamo il Mar Morto. Cu marea, spre exemplu, Siberia, avem Marea Moartă. Mediterraneo, Siberia Mediterană. Bisogna godere questa natura, viverla. Este nevoie să ne bucurăm de această natură, să o trăim. E ci parliamo con questa natura. Și vorbim cu această natură. Ora, se qualcuno vuole vivere lì. Acum, dacă cineva dorește să trăiască acolo, non conosce linguaggio con il timo, con la menta, con gli alberi. Nu cunoaște limbajul cu cu cimbrul, cu cu copacii. Non riesce a vivere. Și nu reușește să trăiască. Ed effettivamente io vă racconto cose molto semplici. Și zice, efectiv, eu vă povestesc lucrurile în mod foarte simplu. Israelienii ci invidiano noi palestinezi. Israelienii îi invidiază pe palestinieni. Quando c'è stato un periodo di pace? Când a fost o perioadă de pace? Durante il periodo di Rabin. Pe timpul lui ministrul Rabin che aveva unui ministru Rabin. Mi hanno spiegato cittadini di paesi arabi. Mi-au explicat cetățenii din ținuturi arabe. Che tanti cittadini israeliani andavano a passare weekend. Că foarte mulți cetățeni israelieni mergeau să își petreacă weekendul. Nei paesi arabi facevano stanze per dormire. Țările, ținuturile arabe pregăteau camere pentru dormit. Perché volevano andare assieme per la raccolta delle olive. Pentru, doar pentru că își doreau ca să meargă împreună pentru culegerea măslinelor. Per noi era un rito de andare a cantare. Pentru că noi aveam un ritual să mergem, să cântăm. E poi abbiamo l'acup. Și apoi avem acup, acup. Non c'è, non c'è. Asta o plante care s-a colectată în Palestina pentru a fi mâncată, cum este, de exemplu, multe care aveți dumneavoastră, cum este vinete, cum este, nu-mi vine în minte acum, dar tot ce este, de exemplu, ardei umplut, nu așa mai departe, asta chiar sunt niște lucruri care sunt, țin de tradiție palestiniene din strămoși. Bria din pământ, cu pământ o scoate fără 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 fără. Dar se numește acum, pur și simplu. Okay. Era un rito. Și există un ritual. La de la acum. Culegerea racup. Lo aspettavamo tutto l'anno. Come? Aspettavamo tutto l'anno. Îl așteptam tot anul. Tutte le donne maschili, proprio maschili, donne forti. Toți bărbații, toți andavano sulle montagne a raccogliere acup. Acup este precum rădăcinile țelii, știți? Așa, ieși din pământ singur. Deci toți bărbații puternici mergeau la cules de racup. E facevano mercatino. E facevano? Un mercatino, mercato. Și făceau ca o mică piață. Per una settimana. Timp de o săptămână. Allora, per noi era una festa. Și pentru noi le donne di Acub andavano andare lì, cioè vedevano queste donne che femeile mergeau acolo, toată lumea mergea ca să cumpere. Allora tutte israeliane quando ci vedono con sentimenti vero spesso natura ci invidiano. Și mi l'hanno detto a me. Israelienii când ne-au văzut ce fel de sentimente avem pentru natură, ne invidiază, chiar mi-au spus mie. Cioè, non conoscono la lingua dell'Acup. Che ne se ne frega? Ei nu cunosc limbajul Acup. Ce interesează pe ei? Il timo ci parla. Cimbrul ne vorbește. I pianti, quando gli uccelli, cioè, loro non conoscono. Păsărelele ne vorbesc. Loro fabbricano armi, coltelle, ei fabrică arme, cuțite, arme nucleare. Cioè, io li vedo militari, hanno i copricape. Și îi vedem în Italia cum. E poi vedo antenna di qua, antenna di là. Și o antenă pe umeri, o antenă un robot, ma cosa fai? Sunt ca niște roboți, dar ce faceți? Și eu când ho affrontato l'intelligence 85. Eu când am înfruntat inteligența în 85? Per impaurirmi?
pentru a-mi crea frică. Mi-a zis, stai atent-o! Mi-au spus, fii atent! Noi avem 4 agenți sub de te care te controlează 24 ore. Noi avem 4 agenți sub acoperire care te controlează 24 de ore. Ce? Se voi controlați în momentul de decizionare, cum îi vedeți? Dar dacă voi stați să-mi controlați mișcările în fiecare moment, voi când mai trăiți? De când nu vei acord în legea? Duceți-vă și plimbați-vă să alergați. Motante de aceste evente, la fine, dico, stagente, cosa se venut afară lì? Dar într-un final, acești oameni... Per avere pace bisogna... Ce-și doresc să facă? Pentru a avea pace? Cunoaștere, le abitudini, le costume de la populație. Este necesar să cunoaștem abitudinile, obișnuințele populației. Mangiare assieme. Să mâncăm împreună. Vivere i loro tradizioni folclore. Come? Vivere folclore e costume. Să trăiască folclorul, costumele. Ecco, devo sottolineare quello che diceva l'ambasciatore prima. Ieri l'UNESCO ha stabilito che i vestiti palestinesi hainele palestiniene erano, diciamo, vincolati alla Palestina, cioè proprietà dei palestinesi. Sunt proprietate ale palestinienilor. Ma perché? Ma perché? Dar de ce? Perché loro ci invidiano. Pentru că ei ne invidiază. Dicono queste vestiti sono israeliani. Spun aceste haine sunt israeliene. Le vorono che siano loro. Ar vrea să fie ale lor. Ma anche il mangiare, falafel. Și să mănânce falafel. Falafel ala chefac. Hanno fatto falafel nel nostro piatto. I vestiti palestinesi cominciano a mettere loro, perché loro dicono che siamo felici così, vogliono diventare come noi. Ei vor să ne poarte hainele pentru a deveni fericiți ca și noi, vor să fie ca și noi. Un altro racconto che voglio raccontarvi. O altă povestire pe care vreau să vă spun. Mio padre era tatăl meu, combattente rivoluționario, prigioniero, eccetera, eccetera. Care a fost și la închisoare și revoluționar. Invece mio zio, în schimb, suo fratello maggiore era accondiscendente. Era accondiscendente, era addomesticato, era a favore, cioè era calmo. Era calm, era blând, era. Allora ogni tanto mio zio, câteodată unchiul meu, portava una tanica di olive, di olio di olive al suo padrone israeliano. Ducea o bucată, câte un bidon de ulei de măsline și de măsline patronului său. Mio padre s-a insultat, essendo rivoluționat. Tatăl meu s-a revoluționat, s-a revoltat. Ma perché ti porti questo olio di olivo al nostro nemico? Da, de ce duce acest ulei de măsline inamicului nostru? El ne oprimează. A spus nu, nu. Mio zio che saggio. Unchiul meu care era înțelept. Loro ci amano. Ei ne iubesc. E vorranno essere come noi. Și ar vrea să fie ca noi. E per diventare come noi dovranno mangiare olio di olivo. Și pentru a deveni ca noi ar trebui să mănânce perché și să consume ulei de măsline. Perché nel nostro olio di olivo nostro ci sono le nostre particelle, le nostre cose, per cui così diventeranno come noi, così non sarà pace. Pentru că uleiul nostru de măsline conține ca și noi anumite particule care vor aduce pace. Questo ha parlato mio zio, però ci ho pensato, ho detto qua ci vorranno fiumi di... Așa a gândit unchiul meu, dar m-am gândit apoi că ar trebui râuri de ulei de măsline pentru a transmite mesajul. Ca intervin eu un puțin, cer scuze domnul doctor, mulțumim domnul doctor foarte mult. UNESCO a luat legea și hotărârea lui pentru a proteja artizanate palestiniene, pentru că acum când a fost Miss World în Tel Aviv anul ăsta, izraelienii au luat hainele, femeile noastre din Palestina artizanate și a dat la femei care au câștigat în acest concurs internațional. Și a fost un scandal internațional, a ajuns la UNESCO. Pentru că în palestinieni, în afară de măsline și iacob, cum a spus dânsul, mai avem și flori care vorbesc cu noi. Avem o floare care se numește tribunalul.
care deschide fiecare vineri de dimineață și se închide după amiază. Vorbește cu noi cum să nu iubesc, să nu curge lacrimi mele după aceasta. UNESCO când a aflat de folosirea aceasta a văzut că palestinienii, fiecare oraș palestinian, femeile noastre, au o îmbrăcăminte specifică orașului. Data viitoare am să vă vin cu un film să vedeți fiecare oraș cum se îmbracă Ramallah, Hebron, Irihon, Nablus, Betlehem, Ierusalim, sudul Palestinei, Galileea, în Galileea unde a fost Iisus în Nazaret, cum se îmbracă în Nazaret. Acesta în cultura se numește rădăcinile noastre. Dumneavoastră puteți pleca de România, să luați o valiză, hainele și ce vreți, dar nu puteți lua un singur lucru, să numiți rădăcinile dumneavoastră, visurile dumneavoastră, amintirile dumneavoastră, nu puteți lua în valiză. Asta ce a spus dânsul. Și, biscurt, ca să spun, dar vreau să-l întreb acum, întrebare, biscurt, nu mai avem timp, și ca o respect pentru domnul ambasador care a ținut foarte mult să stea cu noi, vreau să vă întreb dumneavoastră următorul lucru. Am să întreb în limba română, că traduc în italiană, am să spun și în limba română. Acest gând de al dânsului al pacei. Questo vostro pensiero della pace. A fost de-a lungul timpului. È stato durante il tempo. Legat de o generație care nu l-a cunoscut. Legato a una generazione che non ha conosciuto. Personal. Personalmente. Dar s-au întâlnit prin idei. Vi siete incontrati tramite le idee. Cum ar fi Mahmoud Darwish, cum a spus mai devreme. Come essere Mahmoud Darwish. Samih Al-Qasem, Tawfiq Ziad și mulți alții care au fost asasinați doar... E tanti altri che sono stati assassinati. Doar pentru că eu au fost bun în caricatura de exprima ideile de rezistență culturală. Solo perché sono stati buoni per trasmettere tramite le caricature. Dar cum ar fi altul care Ghassan Kanafani, care a fost asasinat din cauza boieziile sale directe împotriva ocupației? Cum e stato questo cum îl chema? Ghassan Kanafani. Che è stato assassinato solo perché pentru că a transmis. Întrebarea, ma pentru a transmite gândurile sale. I suoi pensieri. Împotriva ocupației. Contra essere occupati. Fără violență. Senza violență. Dar direct împotriva acțiunilor ocupației prin gândurile și sentimentele sale puternice. Ma direttamente tramite le occupazioni, tramite i suoi pensieri e le sue parole. Întrebarea mea, la mia domanda este formata în două idei. E formata da due idee. Una. Ce înseamnă pentru dânsul rezistența culturală? Ce significa per lei la rezistența culturală? Care a fost poporul palestinian creativ în aceasta? Che è stata il popolo palestino creativo per questa? E legătura cu România? E il legame con la Romania? Care a fost Eminescu? Che è stato Eminescu? Simbolul rezistenței culturale a României. Il simbolo della resistenza culturale della Romania. Prevenind cândva adunarea străină în fosta Basarabia. Prevenendo una volta adunarea națională. Nu, prevenind scrierile sale. Că prevenind adunarea străină în fosta Basarabia. El a volut o prevenire la dominațiune straniere. Spunând că acest oameni adunat acolo, că va fi ruptă de România cândva. Dicendo că sono che c'è la gente che è insieme là. Pentru asta eu l-am întrebat ce înseamnă rezistența culturală. Cosa significa per lei la rezistența culturală? Și ce înseamnă întâlnirea sale cu gândurile celorlalți gânditori palestinieni? E cosa significa per lei l'incontro dei vostri pensieri con gli altri scrittori? Ovviamente la classificazione di resistenza culturale in modo chiaro, una classificazione letteraria da critici.
Come? Una classificazione, individuazione această, da critici, da studiose. Classificare ține de critici. Sì, però un poeta, un... Dar un poet... Un scrittore, un scrittore, una persona che produce arte. O persona care produce artă. Fa le cose spontaneamente, cioè. Face lucrurile în mod spontan. Ovviamente nella storia, io mi spiace che non conosco tantissimo sulla Romania, oggi ho avuto l'ispirazione di venire qua per conoscere meglio i poeti. Am avut ispirația să vin aici pentru a cunoaște mai bine poeții, artiștii din România. Din România per conoscerli meglio. Pentru a-i cunoaște mai bine. Però nella mia esperienza letteraria, in esperienza mia letteraria, leggendo poeti, artisti, citando poeti, artisti, ho fatto un studio del quale ho parlato con il professor Grigore oggi. Am făcut un studio despre care am vorbit cu domnul profesor Grigore astăzi. Ecco, ho fatto, ho lavorato sul tema del poema di Giovanna d'Arco, și che è francese. Și am vorbit despre tema cu Ioana d'Arc în franceză. Ca și luptătoare. Una poetessa italiana dal nome Maria Luisa Spaziani. Odessa. Maria Luisa Spaziani. Maria Luisa Spaziani. Poi nel mio studio, nel mio impegno, ho trovato un altro poeta che si Apoi, chiama... Apoi prin munca mea am găsit un alt poet care se numește... Abulkasim Shabi se chiama. Che... Abulkasim Shabi este un poet tunisian care a vorbit despre el data de când ați fost și dumneavoastră. Am fost ambasadora Tunisiei când a fost aici la dumneavoastră în oraș. Mulțumesc! Da. Ho visto che lui praticamente Abulkasim Shabi 70-80 anni fa ha scritto poesie. Având în vedere că acest poet cu 70-80 de ani în urmă a scris o poezie și care coincidono esattamente con quelli che ha fatto la Spaziani dopo 70 anni. Coincide cu cel care a făcut Spaziala după 70-80 de ani. Tanto è vero, ho pubblicato un, diciamo, si chiama studio, ecco, un poemetto teatrale. Este un poem teatral. Del titolo Abulkasim Shabi canta assieme Maria Luisa Spaziani Giovanna d'Arco. Făcând o paralelă între Abulkasim Shabi canta. Așa, care cântă. Canta assieme. Cântă împreună. Maria Luisa Spaziani. Așa. La storia di Giovanna d'Arco. Povestea Ioanei d'Arc. Nessuno conosceva l'altro. Niciunul nu cunoștea pe celălalt. O cunoscut pe toți trei eu. I-am cunoscut pe toți trei eu. Eu sunt cu acest studiu. Și am pus în acest studiu. Așa se întâlnesc cu toții. Da. Ca să nu alungim foarte mult, ați observat de la un palestinian care luptă prin cuvântul, care contracara ceea ce îl doare prin sentimentele, prin a transmite sentimentele, prin a rezista prin gândurile, prin sentimentele care este legate de ceilalți din jurul lui, din lumea aceasta, nu doar din Orientul Mijlociu, prin cosmosul care ideile se mișcă, se întâlnesc, se iubesc între ei, să ne întâlnim mereu, ne prin iubirea, prin tot ce este frumos din această lume. Acum, ca să nu vorbim foarte mult, ați observat că o dimensiune profundă a rezistenței culturale care a fost liderul ei, Mihai Eminescu, cândva, și într-o zi am să vin să vorbesc eu, prietenul dumneavoastră, al sufletului dumneavoastră, despre Mihai Eminescu, cum a fost asasinat, cum a luptat pentru România, prin cum face domnul Salah, cum a făcut Darwish, cum a făcut Samih Al-Qasim, cum a făcut mult, care noi îi vedem pe acest oameni, cum n-am văzut pe Eminescu, dar am citit gândurile sale, diferența între viața și cimitir. Cimitir vedem noi că oameni s-au îngrobat acolo, dar nu au rămas nimic decât ce au rămas ideile lor care se circulă între noi. Cel care n-a reușit să transmit gândurile și ideile sale la dumneavoastră a rămas în groapă ca o piatră nemișcată. Asta este viața, asta e important să știm pe scurt. Acum vreau să
doar să rog pe colegul nostru care a făcut lectura această carte, pe scurt, să ne spună exact ce a înțeles, ce a simțit de la această carte și după aia am să vă spun mulțumesc. Vă rog frumos, domnul Varășcanu, v-am rugat să spuneți despre această carte, lectura care ați făcut-o dumneavoastră. Onorată adunare, în seara aceasta, Centrul Cultural Pitești a dobândit o valențe noi prin prezența unor oameni deosebiți în mijlocul nostru, a domnului viceambasador al Palestinei și a domnului scriitor Mahamed Mahamed, împreună cu domnul profesor universitar George Grigore, un excelent traducător din mai multe limbi ale lumii. Cartea care a fost prezentată aici reprezintă un imn adus păcii, un imn de slavă Domnului și păcii, pentru că ea este plină de simboluri, este încărcată de simboluri, însuși numele cărții, acest copil deosebit, simbolizează splendoarea credinței. Pacea este credință și acest copil se inițiază pentru a deveni conducătorul unei comunități din apropierea Ierusalimului, a locului unde s-a născut autorul, și are mai multe călătorii inițiatice prin covorul fermecat și sunt în număr de 7 aceste călătorii, în cursul cărora el va cunoaște mai multe taine, între care religia monoteistă sub cele 3 forme, iudaismul, apoi creștinismul și islamul. Și din fiecare ia câte o învățătură, se vorbește despre profeții de bază ai celor 3 religii și apoi lupta împotriva unor vicii ale oamenilor, precum lăcomia, vanitatea, violența, fumatul sau tutunul, prezent chiar la unul dintre învățații vremii, care studia medicina timpului, dar nu se putea lăsa de tutun, care este un viciu. Deci îndepărtarea viciilor înseamnă șlefuire și perfecționare. Și în urma celor 7 călătorii inițiatice, el și-a spus propria părere, pentru că trebuia să afle întrebări pe care maestrul său, înaintașul său, nu i le-a putut da. Și atunci el le află singur și combate răul și ia tot ce este bun. Chiar și războiul care se ducea în cosmos, războiul cosmic, a fost combătut de el, spunându-le, dar de ce vă luptați în cer? Cerul este și al păsărilor și este al tuturor oamenilor. De ce vă luptați sub niște lozinci, că sunteți luptați pentru libertate sau pentru drepturile omului? Mințiți, nu este adevărat, că nu cu arme și cu război se luptă, se aduce pacea și bunăstarea. Deci el se întoarce îmbogățit din această călătorie, după cele 7 călătorii, un număr simbolic, după cum simbolic este și numărul 3 a celor 3 religii monoteiste, a căror învățătură este adusă în prim plan, și 3 sunt și personajele care au nume. Iubita lui, o fetiță drăgălașă, se traduce gloria sau slava, puritatea, deci gloria, puritatea.
Unde este pacea? El vine înapoi pentru că el căuta daruri pentru poporul său și voia să aducă pacea în mijlocul unor comunități multietnice, multiculturale, cu mai multe limbi. Și a reușit acest lucru când se întoarce cu covorul său fermecat, vine din lumea aceasta de vis și rămâne uimit că toți îl ascultau, toți erau mulțumiți și voiau să-l ia în brațe și să-i mulțumească că a adus liniștea în locul războiului și dezbinării. În locul dezbinării. Ce este de reținut este că pacea se află în interiorul nostru și numai în iubire. Iubirea lui și iubirea către Domnul, iubirea care există între noi, iubirea noastră pentru Dumnezeu este simbolul păcii. Dumnezeu este pacea. Deci pacea este Dumnezeu. Iar aceste cuvinte ale cărții, care sunt șlefuite foarte bine, reprezintă pietrele unui nou templu pe care trebuie să-l înălțăm cu toții. Templul iubirii și templul păcii. Deci cuvintele sunt meșteșugite, măestrite, șlefuite foarte bine de către autor și totul are o unitate perfectă. Totul este perfect în această carte și, cum să vă spun, eu am început să o citesc, am zis să citesc doar câteva fragmente și până la urmă am stat aseară până târziu, după miezul nopții, până am terminat-o toată și i-am spus domnului Geaber, fratelui meu Geaber, i-am spus acest lucru. Așa, pentru că noi ne considerăm frați și eu consider că și toți palestinienii sunt frații mei, eu am fost în Palestina, am cunoscut sufletul palestinienilor foarte bun, am găsit și vorbitor de limba română la hotelul unde am stat cu palestinieni și am găsit ca niște oaspeți extraordinari și am rămas cu această impresie pe care nu mi-o schimb niciodată. Da, mulțumesc mult, domnul Brașcanu. Cu toată dragostea. Diferența între un palestinian și dumneavoastră este una foarte, foarte simplă. Dumneavoastră a trăit în România, dar patria noastră trăiește în noi, ca palestinieni. Așa este. Asta este important. Și Palestina este în noi, în toți. Palestina n-a murit și nu va muri niciodată, după cum Ucraina nu a murit și nu va muri niciodată. Eu am să vă spun un lucru și vreau să trec la ceva care e legat de dumneavoastră celor prezente în sală. Vreau să spun că toate tancurile, mitralierele de lume, bombele, ce vreți dumneavoastră, poate să ajungă oriunde, dar în inimile noastre, unde sunteți dumneavoastră, nu ajunge nimeni decât dumneavoastră unde stați în pace și liniște. Asta este sufletul unui palestinian, dar în cazul meu eu sunt basaraban palestinian. Voi fi așa până la moarte, basaraban palestinian. Doamna Silvia. Sunt foarte emoționată pentru că nu mă așteptam nici să fiu invitată să vorbesc, nici să văd și să aud ce am auzit în această seară. Desprind cele două idei care m-au impresionat foarte mult, anume că atât de frumoase sunt toate religiile lumii, dacă sunt trăite și experimentate în iubire și faptul că Dumnezeu este pacea. Mulțumesc. Excelență, bună seara! Cartea am citit-o în timp ce îi ascultam pe autori, pe cei care s-au ocupat de traducere, de publicare și așa mai departe. Cartea este frumoasă. Copiilor dumneavoastră le puteți da să o citească pentru că are un mesaj. Mesajul acesta este cel mai important.
așa strict rezumativ, cartea merge pe motivul acesta pe care îl știți și dumneavoastră din școală, al inițierii, a călătoriei inițiatice, adică a celui care face o călătorie și învață. Învață ce? Învață să fie un bun creștin, învață să fie un bun conducător, învață să fie om în ultimă instanță. Eu n-am să înțeleg niciodată, pentru că nici nu e de înțeles, acesta este rostul lumii, până la urmă, acesta este mersul lumii, cum spune Eminescu în demonism, răul lumii și războaiele dintre popoare, dacă tot a fost amintit Eminescu și îi mulțumesc pentru lucrul acesta. Dar n-am să înțeleg niciodată cum popoare care au suferit, cum sunt și evrei, cum sunt și rușii, și ucrainienii, și palestinienii, și atâția alții, continuă să se războiască. Și de fapt nu învață nimic, nici din credință, nici din ceea ce învață credința, nici din omenie, nici din istorie, și continuă să poarte războaie pentru temir ce. Până la urmă, nu popoarele sunt vinovate, ci pentru că va exista întotdeauna răul acela care scormonește ființa umană, fără să fie vorba aici de vreo implicare a religiilor sau a diavolului din toate credințele, adică a răului care viclenește pe lângă noi și se împielițează, tot cum zice Eminescu, cum zice tradiția românească, adică se întrupează temiri unde. Ce să facem noi, cei care nu ne dorim războaie, ne dorim prietenie cu toată lumea, facem cultură și aducem cultura în fața celorlalți ca o substanță de legătură, ca un liant între popoare. Ce putem face? Războiul bate la porțile noastre, e la graniță, nu știm de partea cui să fim exact, pentru că știm bine că avem o suferință în Moldova de atâta amar de timp, de câteva sute de ani, care s-a înrăit în ultima vreme, că avem o suferință și în Ucraina, că avem o suferință și în Timoc, la vlahii noștri de acolo, la românii de acolo. Și așa mai departe. Cartea este frumoasă, revin la carte, merită citită, dați-o copiilor dumneavoastră. Într-adevăr, sunt câteva simboluri acolo, sunt cele trei religii, cum bine a remarcat prietenul nostru, domnul profesor Vărășcanu, și cred că analiza pe care a făcut-o dânsul este suficientă pentru a vă îndemna să citiți această carte. Vă mulțumesc că ați venit la noi, vă felicit pentru ceea ce faceți și să dea Dumnezeu și Allah și în așa fel încât popoarele noastre să fie apropiate și înțelegătoare față de suferința comună. Până ia domnul cuvântul, aș vrea să fac o mențiune, pentru că s-a amintit de câteva ore aici că Dumnezeu este pace. În islam, Dumnezeu se dezvăluie omului prin 99 de nume cunoscute în teologia islamică ca cele 99 de nume ale lui Dumnezeu sau cele mai frumoase nume, și printre aceste nume, printre aceste 99 de nume, este și numele de Salam, Dumnezeu, pace. Da? Deci este definit în islam în această formă. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, domnul doctor, domnul Dumitrașcu, vă rog. Vreau să felicit pe domnul Jaber pentru acest nou proiect extraordinar, pe doamna directoare Carmen Elena Salup. Și
și nu ultimul rând pe autor pentru această carte și pentru opera domniei sale, înțeleg, vastă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum Marlena Lică Mașala este o colaboratoare, traduceți dumneavoastră, Marlena Lică Mașala este o colaboratoare a Centrului Cultural Pitești. E una colaboratrice de Centru Cultural de Pitești. S-a aflat de multe ori pe această scenă. Este a più volte su questa scena. Ca scriitoare sau ca organizatoare de activități culturale. Come scrittore o come organizzatore di diverse attività culturali. În paranteză, fie spus, suntem rudă. Diciamo siamo parenti. Îmi pare rău că n-a putut să intervină prin Skype. Mi dispiace că non a reușit o intervenire tramite Skype, că lei e în Franța. Cum ați ajuns să colaborați? Cum a ajuns ea să cunoască volumul dumneavoastră și să-l traducă? O cunoașteți personal? Cum a decurs colaborarea dumneavoastră cu ea pe parcursul traducerii? Vă spun eu. Doamna Marinela Mașala este colega și prietena mea de 15 ani, chiar mai mult, de când am avut o emisiune la televiziunea română, Fără Frontiere, eram producător și realizator acestei emisiuni. Am invitat-o într-o zi și ultima dată a fost invitată mea în 2007, când a fost, nu întâmplător, Dumnezeu îndrumă pe toate în lumea asta, a fost invitatul meu, domnul doctor Salah, și încă un băiat palestinian se numește Munir Mizied, care bate într-o zi, am să-l invit, are foarte multe cărți, trăiește în Craiova acum, și atunci eu, când cunosc oameni, nu trebuie să cunosc oameni ca tablou în fața mea, sau ca o ramă, cunosc interiorul. A avut interior foarte curat, cald, dăruiește tot timpul niște lucruri frumoase. Am văzut valoarea ei intelectuală, valoarea ei literară, valoarea ei culturală și pur și simplu eu iubesc oamenii ăștia și am păstrat relația mea zi de zi, zi de zi, până în ziua de astăzi și când am vrut să avem noi o listă de mari de cărți palestiniene și o carte care lucram la ea acum, care o să fie prima, o să fie premieră în Europa, nu doar România, istoria Palestina în ochii unii români sau în ochii românilor, care este acum, începem de în vară o să lucrăm, și dar când am văzut de cărțile pline de suflet ale domnul doctor Salah, am ales eu pe doamna Marinela Mașala, n-a putut interveni astăzi prin Skype și ne-a trimis un mesaj care i-a trimis la doamna director, scris către dumneavoastră, pentru că ieri i-a murit un prieten de-al ei, un om de cultură, care a fost la înmormântare. Sper că v-am dat răspuns. No, vorrei aggiungere, ecco, per quanto riguarda la sua domanda. Ar dori să adauge ceva în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră? Che io ho tante pubblicazioni e non accetto che viene pubblicato o tradotto un mio libro se non sono convinto con la persona che... Eu am multe publicații și nu accept să fie traduse cărțile mele doar dacă, decât în cazul în care sunt convins. Ovviamente ringraziamo Ahmed Jaber, però dopo aver parlato con... l'interprete, la poetessa. Bineînțeles că întâi a intervenit Jaber Ahmed, dar apoi am vorbit cu doamna. Ero convinto che ha capito i messaggi. Și am înțeles că a înțeles mesajul, altfel nu se non accettavo, è stato tradotto in lingua inglese da qualcun altro, tuttora mi contattano per non pubblicare niente, perché se non sono... quasi non sono convinto che i messaggi. Dacă nu sunt convins că se înțelege mesajul, nu sunt de acord ca să se traducă nici în română, nici în engleză. În engleză, fermi, perché non... Vă mulțumesc pentru invitație, este o... Shukran li dawa. Un panel de oameni deosebiți. Fi hada al-jam al-mutamayyiz.
doi medici palestinieni care trăiesc în țări latine, deci acesta este un prim aspect de multiculturalitate. Lekin doctor yaish fi dawla ajnabi hada bi 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 bithbit inno ihna aishin fi alam mutanawwa. Și cred că unul din mijloacele prin care putem să apărăm pacea este această multiculturalitate. واحد من الأسلحة اللي ممكن نحمي الثقافة أو ثقافة السلام اللي هو التعددية والاختلاف. Dacă medicina are un grad mai general, ea fiind în facultățile de medicină din de pe toată planeta studiindu-se practic aceleași materii, cultura este diferită. إذا علم الطب له مجال التعدد في مختلف بقاع الأرض وخدمة البشر ولكن الثقافة إلها بعد أقوى وأكبر من الطب. Și multiculturalitatea ajută la apropierea oamenilor și până la urmă la pace. والتعدد والاختلاف الثقافي أكيد بالنهاية سيصل إلى 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 السلام. Pentru că s-a vorbit puțin și despre inimă. لأنه حكيت أنا متخصص في القلب لأنه حكيت قليل عن القلب. Iar eu sunt cardiolog. وأنا لأني أنا متخصص في القلب. Consider că întâlniri de acest gen pot să aducă apropierea inimilor noastre. بقول إنه لقاءات من هذا النوع بتقرب القلوب وتخلينا يعني نصل لمرحلة إنه نشعر إحنا واحد. Io ringrazio il cardiologo, il collega. Doresc să-i mulțumesc colegul meu cardiolog și aș vrea să precizez che io ho libro, questo libro lo avevo proprio scritto seguito la mia laurea in riabilitazione in medicina. Că eu am scris această carte urmând diploma mea când am făcut medicină. Mi dicevano venga a lavorare in corsia, cardiologo, psichiatra. Medicina. Però io ero convinto che non era sufficiente quello che ho acquistato durante gli anni per la cura della persona. Eram convins că medicina are limite și că nu este de ajuns ceea ce am învățat pe parcursul anilor făcând medicina. Ero deluso. Eram decepționat. E allora ho fatto un viaggio lungo, durante quel viaggio ho scritto questo libro. Și apoi am făcut o călătorie lungă și în timpul călătoriei am scris această carte. Perché l'informazione, le nozioni della medicina o della scienza attuale sono scarse di trattare l'anima delle cose. Pentru că informațiile care sunt transmise la ora actuală sunt fără esența care tratează sufletul. Siamo in un mondo di frenesia, di corsa. Suntem într-o lume a vitezei. Anche della medicina. Și în medicină. Per cui ho fatto un quarto di secolo come privato. Și tocmai de aceea eu am făcut un sfert de secol ca medic privat. Perché non volevo correre come gli altri. Pentru că nu vreau să alerg precum alții. Adesso la ringrazio comunque. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vorbesc ca doamna Cristiana Sima din suflet. Care despre... care face parte din echipa noastră argeșana băteștana. Aleikum salam. Ia sora mea, soțul ei a zis că el a văzut neamul ei, dar asemenea frate n-a văzut decât prima dată astăzi. Sunt mândră de tine, fratele meu. Mulțumesc. M-a onorat. M-ai declarat sora ta în decembrie. Ești fratele meu, într-adevăr. Și îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ai adus nu numai în Pitești, dar și la Colegiul Ecologic acești oaspeți de seamă pe Ana Saidi wa Sharaf inu anta ma jibtum bas al markaz lahun hatta ala al thanawiyya indi al ecologiyya. Cu siguranță vom întemeia o relație și mai trainică și pe domnul profesor doctor și pe domnul profesor George Grigore, sunt onorată să vă cunosc. Doctor Grigore, ana bachara fi netaraft ale. Cu siguranță pământul va rodi și aici în Pitești, va rodi oriunde, pentru că cu acești pacifiști acum. Cum? Acum palestinian. Da, acum palestinian, e bun și acela. Akid inu al-ard tab'atna hon fi al-mantaqa ta'arjis hon. Pentru că radiați atâta iubire
și cu pacifiști de Italia dumneavoastră n-avem decât să trăim. بتقول لك انه يعني اكيد من كل الحكي اللي حكيته انتم السلام والمحبه والحب pentru că radiați atâta iubire cu pacifiști de Italia dumneavoastră nu are cum planeta să piară. اكيد انه انت كل عم يطلع منك هالنور المحبه والسلام اكيد رح يعطي نتائجه الايجابيه في يوم من الايام. Mă înclin și vă mulțumesc încă o dată. Ba wat iras avem o poetă, a shaira Raluca Hanna, da? Bună seara. Este o onoare să mă aflu aici. Masa al khair, ana ila sharaf de acum aqul amamkum. Și mă bucur din tot sufletul că am reușit să ajung. Ma ne basaid in ana qadert in asal hatta ashuf al liqa al jamil. Pe 1 martie am avut și eu lansarea cărții mele de debut. Fi wahed al shahr واحد ثلاثة. أنا قدرت إني أعمل حفل التوقيع أول كتاب إلي. من فولوم دفرسو. يوبير لي ديمناتس أنا. ديمناتس لا يوبيري دا. بتقول لك صباحيات الحب عنوان كتابة. Și aș vrea să leg cumva momentul de astăzi seară care este un moment de suflet de această lansare. بدي أربط بعض القضايا في هذا اللقاء اللي هو لقاء روحي. Eu sunt profesor, la copii de vârstă mică. Ana muallim li madrasi li talamiz umr saghir. Și carticica se referă la copii. الكتاب تبعي بيحكي عن قصة بناء الأطفال وعقلية الأطفال. كم عدد في المفرد؟ كم عدد الأطفال يدرسون؟ ce vârstă au copiii care? Între 4 și 14 ani. Uite la cât e în 4 sau în 14 ani. Hoda, cât e nu, așa rată în vedere să fie Italia. Hărlăt, cam bine, bine. Hărlăt, Dânsul spune că această carte a fost preluată la una dintre județii ale Italiei, la școală, pentru a preda la copii dintre 4 și 13 ani. Da, și eu vreau să le citesc cultura păcii de la școală, da, cultura păcii. Tu Luana, yani بحاول ان احط حتى الاطفال عندي. Nu, nu. Și au copii au făcut o piesă de teatru. Și au fost invitat din sau acolo. Da, 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 și eu am un curs de teatru la școală și chiar vreau să citim fragmente și să lucrăm. في عندي في العمل تجربه في بعد ما اقرا انا ان شاء الله. Da. Ce vreau să spun, ca să nu vorbesc foarte mult. Sunt profesor de 22 de ani. Ana muallime min 22 sene. Dar vreau să vă mărturisesc că cea mai mare bucurie am avut-o în timpul orelor din acești ultimi 2 ani de pandemie, în care m-am inventat și m-am reinventat în așa fel încât copiii să se bucure de liniște, de pace și de bucurie la fiecare oră. نحكي لك عن تجربتي الشخصية أنا خلال هالفترة العوام هاي اللي صار فيها الوباء الخبيث إنه أنا يعني طورت نفسي وجددت نفسي في كل فترة أساس إني كيف أقدر أصل لقلوب الأطفال وأقدر أودي لهم المادة بشكل لائق ويقبلوه مباشرة. Și cred că dacă fiecare dintre noi ne deschidem un pic inima. أنا واثق إنه لو كل واحد مننا بياخذ وقت من نفسه وبيفتح القلب له للآخرين اللي حوله. Dacă ne deschidem spre tot ce înseamnă frumos, spre natură. وننفتح ويصير عندنا انفتاح لكل شيء جميل حولنا. Spre copilărie, sigur putem aduce pace. حول الطفولة أولا أكيد نقدر نزرع السلام ونبني السلام الآن. Mulțumesc cu recunoștință pentru această seară specială. Bună seara, tuturor. Masa al khair, jami'an. Mă bucur din suflet că mă aflu aici. Ana sa'id jiddan min kull qalbi inu ana jit ala hadha al-liqa. Sunt onorată de tot ce am auzit în seara aceasta. Sinceră să fiu, pentru mine este mai emoționant. Mâine este ziua mea de naștere. Bucură, Ana. Și deci se suprapune cu ziua culturii palestiniene. Eu tot lac Ana bucură عيد ميلادي ويصادف في يوم الثقافه الفلسطينيه. فانا سعيد جدا وعيد ميلادي هيكون مزدوج مع يوم الثقافه الفلسطينيه وعيد ميلادي الشخصي.
Și cel mai mult mă bucură mesajul acestei cărți pe care vreau să o citesc nepoților mei, sunt bunică și sunt tare mândră pentru acest lucru. O să o citesc și o să o recomand și altor copii. Lakin ana ahsan shi ana afdal shi shuftu bi hal-kitab bidi ahki la atfali w la ahfadi lani ana surt jadd yani w andi ulad kbar. Vă mulțumesc din suflet și încă o dată că mă aflu aici. Felicitări dumneavoastră. Felicitări doamnei Carmen și dumneavoastră. Shukran, ya'tik al-afi wa ana yani bas'ad li hadha al-injaz al-'azim. Wa ahlan wa sahlan fik. Că ne oferiți așa momente minunate. Și mulțumesc Hamajani pe ademenă hek safahat jamile. Am să vă spun doar o remarcă așa. De ce noi insistăm tot timpul să fie ambasada Palestina și sub egida ambasada Palestina? Pentru că noi de peste 70 de ani ne-am furat identitatea și noi vrem să reafirmăm prin cultura și prin sufletele celorlalți ca să știe că noi și noi avem ambasada în București. Chiar dacă este politică, ca să nu, pentru că încă în harta geografică, încă statul nostru este ocupat, se află sub ocupație. Dar ne onorează să avem ambasadorul Palestin, ambasada Palestina alături de noi. هاي شغله ثانيه هاي شغله انا حكيت قلت احنا دائما ليش من المصرين دائما تكون السفاره الفلسطينيه معنا موجوده دائما لانه احنا تم سرقه هويتنا وشرعيتنا الممثل الشرعي إلنا اللي هي السفارة الفلسطينية في رومانيا هون صح إنها هي سياسية ولكن ننتظر أن تكون على الجغرافيا في يوم من الأيام هذا حكيت كلاوديا بيرتا بنا سارة بنا فام غسيت Vreau să vă adresez cuvinte de laudă, de felicitare tuturor organizatorilor, scriitorului în primul rând. Ați fost minunați și aș vrea să spun un citat al lui Albert Einstein care spunea: pacea nu poate fi atinsă cu forța, ea poate fi înțeleasă doar cu înțelepciunea. Și în seara asta ați fost minunați. Ne-am întâlnit aici, ne-am unit inimile și am făcut o inimă mare, o inimă în care nu poate avea loc decât iubire și frumusețe. Vă mulțumim foarte mult! Mult succes în continuare! Noi, la sfârșitul acestei întâlniri, mii de mulțumiri pentru corul veteranilor Mihai Vitazo, care au venit special pentru această întâlnire și dorim, dacă au nevoie de un reprezentant al dinșoșanilor, să ne spună câteva cuvinte și după aia vreau să rog pe dumneavoastră cine vrea să întrebe pe domnul ambasador ceva sau pe domnul autor, ca să închidem această întâlnire și din suflet pentru suflet. Corul veteranilor, vă mulțumesc pentru invitație. Vă dorim o viață lungă. Bașcur, cum ala hai daua. Sunt bucuros că prin această manifestare culturală de la Cercul Cultural Pitești, prin doamna Carmen Salum, suntem prezenți oricând. Prezența noastră a fost nu întâmplătoare, dumneavoastră ne știți mai demult și sper că prin câteva cântece ostășești și patriotice să vă încântăm și să vă furăm inimile. Vă mulțumim! Avem pământ, avem hotare, avem o țară lângă țară, aceeași limbă, același grai, române, braiul lângă al nostru frai. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpânii ea. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpânii ea. Am fost aici, am fost și-o fi, și nimeni nu ne va opri. Să ne avem mereu ca frați, de-o limbă și de-o mamă adunat. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpânii ea. România mea e România ta, e România.
Domnia noastră și suntem stăpânii-nea. Aici ni floarea și rădăcina, aici ni frunza și turbina, aici e graiul, aici e glia, că țara mea de dor e România. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpânii-nea. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpânii-nea. Trimit în cer azi rugăciune, adune, Doamne, înțelepciune. Lumină-n cuget, lumină-n gând, lumină-n țară și pe acest pământ. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpânii-nea. România mea e România ta, e România noastră și vom fi stăpânii-nea.